Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 191. Am crezut că zici Curiosity Awards. <laughs> Mai avem un pic. Yeah. E număr prim? Păi, tu ce zici? <laughs> 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 bine fie. Este sau nu este? Pentru tine. E zi Bogdan, e? E 191 număr prim? E. E! E! Aplauze! E! Așadar, bine v-am regăsit la Curiosity, unde avem noutăți din internet și tehnologie. Sper că v-ați trezit, v-ați băut aquarobinetica, ați făcut dușuri rece, cum a zis Florin, ați băut poate o cafeluță după vreo oră și jumătate, numai de vreme? Eu fac duș rece oricum, pentru că de la mine de pe nu se spală nici la ora 10, deci apa n-are cum să ajungă caldă. A, credeam că sunteți ei tot în sectorul 1. Credeți crede corect. O să vedeți, o să ne uităm înapoi peste 20-30 de ani, și cei din sectorul 1 vor fi devenit mai longevivi decât cei din sectoarele celelalte, pentru că primăria a făcut un experiment social. Sau o să fie singuri în viață. Una din astea. Suntem aici la Curiosity, unde povestim despre toate noutățile, dar avem și mema săptămânii. Nu o să vină să credeți, există cineva care poate să alerge pentru jobul lui mai repede decât o să imbolte. Nu stai că e la Păi nu, dar bodyguard-ul trebuie să alegi mai repede decât Messi. A, deci sunt... Să... Cât de repede poate... Hai, te, mai bine ar... să vă arătăm imaginea. Messi nu alergă la fel de repede ca Usain Bolt. Hai să vedem ne repede mema săptămânii, doamnelor și <laughs> domnilor. Dacă ia... nu vedeți imaginea, să știți că ne-am pus link mai jos pentru că ne-au tăiat YouTube. Ok. Deci, eu uite la băiatul ăsta care crede el că e momentul lui în care în sfârșit poate să ia un autograf sau să A. facă, nu știu, ceva cu Messi și vine din spate, efectiv și îl plachează băiatul ăsta. Uite poza. Deci are un bodyguard Messi, de când a ajuns în Statele Unite, trebuie păzit. Păi sunt Că... mai sălbatici. Aia, văzut un cu pistole la ei. <laughs> da. da, da să duc la cu copil era disperat să ajungă să pună mâna pe Messi. Atât voia. Să Atât. le îmbrațe. Da. Se mulțumească. Deci imaginați-vă că Messi trebuie să aibă un bodyguard pe marginea terenului de fotbal. Hai să mai vedem o imagine. <laughs> Mi se pare prea tare. Vă obțin să spun glumele, glumele cringe la care mă gândesc. Eu te știu cum alergă pe fanul ăsta. Ce a toare să-i facă lumea? Ce ține în buzunar, Bam! Și a venit bodyguard -ul. Ce ține în buzunar telefonul? A, probabil că a să-și facă un selfie cu el. Tu ți seama cât că ar fi, ar fi fost un selfie de un milion de like -uri. Așa, s-a ales cu o falcă de... S-a ales cu o poză de un milion de like-uri. Da. Sigur există poza asta undeva pe Instagram, cu un milion de like -uri. Probabil, probabil. Bun, hai că v-am trezit bine, -ă, sperăm cu această memo a săptămânii. Avem și astăzi o ediție blană bombă. Suntem uh, un pic uh, co ușor cofeinați. Suntem foarte bine. Suntem foarte energizați. Ești tu cofeinat. După Chiresti Summit. <laughs> Mi-am trecut și pe la Florin dimineața. Eu n-am băut nicio cafea și sunt fresh. Ok. Uh, acum trebuie să vă spunem foarte repede ce am făcut săptămâna asta. Și Radu a rupt internetul cu clipul ăla pe care toată lumea l-aștepta. Știi că voiam să-l public uh, în alt, în alt format? Da, Era înregistrat deja în, alt în altă deci, formă. Eu v-am arătat cât de mișto e telefonul ăsta, după care a venit Radu și v-a stricat uh, tot feng shui Arată-le și tu pe celălalt. E, știi, e, gata review-ul la 15 Pro? Nu, nu, nu. 15 Pro Max și 15 Pro sunt la noi. Trebuie să le returnăm luni. Marți. Maxim. Așa. Uh, uh, Radu va săptămâna asta care e treaba cu Titanul acum. Eu, noi l-am lăudat, dar v-am spus și limitările lui încă din review. V-am spus că e o, o, tehnologie nouă, face telefoanele mai ușoare, mai interesante, dar rotunjimea aia și cu sticla v-am spus noi că prezintă anumite riscuri, inclusiv în live-ul de lansare. Stai că avem o problemă. Ah. N-am luat în calcul o chestie. Ah. Ce ne-a scăpat? Mă, e reprezentativă, era altă, era o altă poză. Tu te la mușchilul omul ăsta? Cred că a avut el mai multă forță decât restul lumii, că mai încerca niște băieți. ei erau mai slăbuți, așa? Da. Niște coreeni, am văzut, au încercat să-l chinuie telefonul într-un clip pe YouTube. Da. Acum toți ne uităm la testele și experimentele lui Jerry Rick, care sunt valabile pentru unul la mie din utilizatorii de, te de tehnologie care vor să ducă tehnologia la extrem. Păi eu, da, eu vă pot confirma așa. Hai să yes. zic eu experiența mea. Eu folosesc telefonul ăsta deja de are o, mai mult o săptămână, nu? Da. E de vreo săptămână la mine, l-am folosit fără husă L-am ținut în buzunar, l-am pus în mașină, l-am luat cu mine la sport, l-am luat peste tot. George este cutezător. Nu are nici o zgârietură. Încă. Ești cutezător. L-am pus inclusiv în baie, lângă duș, rezemat. În... Nu se știm face cu asta. toții ca că ascult chestiile. dar nu se face asta. De ce nu? Ba, nu da, da. Pui telefonul în baie lângă duș. L-am luat, luat, în duș cu mine, nu. că asta facem cu telefoanele toți. Nu, nu e adevărat. Nu facem asta cu telefoanele toți. Ba da, tot ce, faci ce face. Faci asta? Nu. Păi vezi? Bine, eu fac chestia asta. Exact. Eu, iau, telefonele telefoanele să le testez în duș, ca nu să văd dacă se ude ce face. În duș. Dar nu, nu-i problema. Știi că A, e la... momentul. La duș nu-i problema apa, e problema da. la cald. Așa, la lins câinele. Ai altceva. La, uh, nu l-am scăpat încă pe jos. Și asta m-a surprins pentru că un telefon nou fără husă, întotdeauna prima săptămână e riscul maxim. Poate am fost eu mai grijuliu, poate am avut noroc, poate am fost mai atent decât uh, înainte, habar nu am, dar nu l-am scăpat. Îl zic eu. Dacă l-aș scăpa, mi-ar fi frică însă. Cu toate astea, nu mi se pare lipsit de grip uh, ce au făcut aici, dar înțeleg de ce au rotunjit marginile astea. Este un pic mai ales după transpirist,- un pic alunecos. Trebuie să fii atent să nu-l scap din mână, pentru că dacă îl scap din mână, o să faci cum a făcut băieții ai în Australia, de care v-a zis și Radu. Acum, nu știu câți dintre noi au șase metri înălțime să le scape telefonul din mână și să se facă țândări din prima. Aia, alea sunt exagerări. Ah, ok. Și știm cu toții. Și am zis chestia asta. Exact. Bine, dar clipul lui Radu evident mai are un pic și depășește clipul de review pentru că oamenii vor să vadă cum se sparge iPhone-ul. Suntem înapoi într-un moment de genul ăla cum a fost cu iPhone 6 Plus, primul telefon mare de la Apple, unde aluminiul era prea subțire. Mai țineți minte imaginile? Asta l-a făcut celebrus, spre exemplu, pe Lu de la Unbox Therapy când a îndoit un iPhone 6 Plus. Bandgate versus Crackgate. Exact. Exact. Acum avem, mai avem un gate. Dar hai să mergem mai departe să vă spun ce mai făcut noi interesant săptămâna asta, pentru că venim de la Curiosity Summit. A, a, ieri am avut o zi plină la evenimentul acesta, la care ne-am întâlnit uh, în offline cu oamenii și... Dar nu o să vă spun eu cum a fost, numai bine... Hai să vă arătăm. Hai să vă arătăm, da. în oarea de mai devreme. De ce am venit eu seara asta să vă încălzesc puțin? În sensul că, în primul rând, o să vă încălzesc un pic în partea asta de blockchain, pentru că după mine vin niște oameni care știu într-adevăr pe Eric Schmidt de la Google, cu care vorbeam un pic ce înseamnă etapele următoare de Genogy. Acum nu trebuie să ne credeți pe noi pe cuvânt, dar am adus un martor și habar nu are că va trebui să vorbească astăzi, pentru că aici în studio este unul dintre membrii noștri, așa cum v-am promis, aducem un studio în studio la înregistrările Curiosity pe oameni dintre voi și unul dintre cei care a venit special de la Cluj pentru Curiosity Summit și a mai rămas o zi să prindă și Curiosity este Bogdan. Îl găsiți pe internet cu casa de it -s. Salutare! Și mulțumesc! Eu sunt Bogdan, vin din Cluj. Sunt un it din Cluj, pasionat de casele eficiente energetic, de ceva timp din cauza lui George, am început acum șase ani să înțeleg că se poate face și altceva în România, nu doar betoane și așa cum se construiește din păcate 99, cred la 100 din din okay. momente. Și în acasă? Încă nu. <laughs> Ei, despre asta vorbim. Încă nu. Și da, da, știi de ce? Uite cine <SSS> da, are evident. tricou. Cine are tricou frumos cu casa de artist. Evident. Da, e cunosc cu băiatul. Yes. Așadar, îl puteți urmări pe Bogdan pe canalul lui de YouTube, Casa de IT. Dar, Bogdan, acum, ca să te vadă oamenii dacă minți sau nu, cum a fost ieri? Senzațional. Ui, serios? Senzațional. Să vă, imaginați, să vă imaginați că eu mi-am luat cazare aseară la ora 10, mi-am căutat cazare în București, mă așteptam să plec mai repede de la eveniment și mi s-a descărcat telefonul și nu am vrut să ies din sală să-mi încarc telefonul să-mi caut cazare și azi noapte la ora jumate 10 fără ceva, îmi căutam un hotel în București pentru că Airbnb și chestii de genul nu mai aveam la ora aia, oh. cum să găsesc. Și la ora 10 am avut noroc, mi-au spus că mai aveau două camere și o cameră am luat -o eu. Unde? Uh, undeva pe strada, uh, pe Calea Victoriei. Ah, ok. Și pe lux, așa. hai ai nu mai aveam ce face, era ora 10, <laughs> nu mă casem nimic pentru că în pauza de masă nu am putut să merg, că erau prea mulți oameni faini cu care am da. putut să discut. Da. Și tocmai asta am vrut să profit, de asta am venit de la Cluj până în București, să vorbesc cu oameni de la care ai ce învăța. Acum tu ne urmărești de suficient de multă vreme. Ai aflat ceva nou? Multe lucruri noi, mult. Am mai rămas chestii noi de aflat? Oh, cu siguranță, pentru la anul sau poate peste șase luni. Poate vă gândiți? Ar fi interesant. Uh, cu siguranță, tot timpul ai ceva nou de învățat, și eu pe premiza asta merg. De asta și mă prim prin țară pe la evenimente, dar de departe a fost unul dintre cele mai bune, adică cred că în top 1 sau 2. evenimente la care am fost în ultimii 3 ani, uh, de când am început din nou să mergem la evenimente. Uh... Top 1 sau 2, asta e tare. Zic, da, care, care a fost mai tare de atât? Un brand mai ceva? Nu, am avut ocazia să vorbesc cu sute de oameni la la Târgul Național Imobiliar. Okay. Și pentru că am mers din perspectiva unui beneficiar, toată lumea la un moment dat e la rând să vrea să cu mine. Am venit să stau de vineri până sâmbătă în București și mi-am luat un alt zbor pe duminică uh -huh. și am mai stat în Cozi. Deci, a, undeva Aici acolo ești consumator să... de evenimente. Am început să fiu. Bogdan, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumim. Uh la fel ca și Bogdan, dacă și voi vreți să veniți în studio alături de noi, te invit aici pe canapeluță, poți să te înscrii, cei care sunt Witcher sau Wizard la noi, poți să ne scrie un e-mail pe contactarombugnici.ro și așa încercăm să vă oferim ceva în plus. Sorry, mi s-a strâns și mă strângea de mână. Mi-a stat ceasul. Așadar, cei care sunt Witcher și Wizard la noi pe canal au acces la, să zicem, adică Putem să primim unul, doi oameni la fiecare înregistrare fără probleme aici în studio, Îi mai interacționăm, mai povestim și ne și cunoaștem astfel. Pentru mine asta a fost cea mai mare bucurie că am apucat să mă întâlnesc face-to-face -face cu o mulțime de oameni care m-am emoționat foarte tare când au venit la sfârșit băieții, ăia, unul din Franța și unul din Belgia, da. care și-au luat avion să vină să prinde evenimentul fizic. Și pentru că unii ne-au întrebat de ce n-ați dat evenimentul online sau de ce n-ați făcut live streaming, pentru că facem deja content online. Ce vedeți aici, Curiosity, este gratis pentru toată lumea, oricine poate să-l vadă pe YouTube, oferim foarte mult comunității largi, dar cred că dacă vrem să ne vedem face-to-face, -face, chestia ar trebui să rămână în offline ca să-i dăm și mai multă valoare. Și mă gândesc foarte serios de, de la ediția a doua, nu vă ascund că pentru noi a fost un experiment, Eu eram pregătit să spun că a fost one time, fără probleme, nu am anunțat dacă va exista o a doua dată, dar mă gândesc foarte serios, cred că merită. Uh, să fiu sincer, nimeni din echipă nu se gândește că nu, mă, nu va mai fi încă un Curiosity Summit nimeni, A, yeah. aia e chestia acum trebuie să vedem la cum, cum îl facem sau dacă îl facem, sau când îl facem dar nimeni nu vrea să fie singurul avem multe lucruri de învățat. Trebuie să decidem dacă îl mai facem o zi, dacă îl ducem la două zile, dacă reducem numărul de speaker sau dacă păstrăm ritmul ăsta foarte alert, dacă ne nișăm mai mult sau dacă îl lăsăm așa ca o chestie care să ajute pe oricine să treacă prin foarte multe industrie diferite și am avut un feedback foarte interesant la capitolul ăsta de la cineva care mi-a spus, zice, eu nu sunt din IT, eu nu sunt de tehnologie. Bă, da, am înțeles. Da. După care, când a venit chestia aia, iarăși cu comunitatea, când a vorbit profu Borțun, după ce am vorbit foarte mult de tehnologie, bă mai lăsați tehnologia. E, 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 e un pic ciudat, într-un fel, să vezi în același loc și antreprenoria, și tehnologie, și sustenabilitate, dar după, care, după ce înțelegi că merg împreună, de fapt, asta mi-am dorit să, să aduc un alt fel de eveniment și mă bucur, mă, mă bucur că pilotul, testul, cred că a reușit. Ok. Dar îi las pe mâini, uh, știi, over the weekend, să te gândești și să-ți singur. Încă procesezi. Da, să, să procesezi. Da, procesez. Dar, Dar pe de altă parte, îi, îi încurajez pe cei care au fost la eveniment să intre la comentarii să vă spună ei cum li s-a părut. Da? Luați feedback de la cei care au fost acolo. Asta i-am și rugat pe cei din sală. Uh, indiferent ce, cum ni se pare nou, important e cum s-au simțit ei. Eu am văzut că unii oameni au și postat pe social media. Veniți la comentarii, postați pe Instagram, tagați-ne. Când faceți chestia asta, vrem să aflăm cum vi s-a părut vouă pe bune. Da? Asta e important, să aflăm dacă v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce ați vrea data viitoare, cum ați vrea să fie data viitoare. Am avut foarte mulți speaker care au vorbit pentru prima oară pe scenă uh -huh. și totul s-a legat ok. Radu este unul din cei cinci. Cinci. Cinci oameni care nu au vorbit pe scenă niciodată. Da. Cinci nice. oameni care nu au mai vorbit pe scenă. Și uh, săpăm după aur continuu și încercăm să mai aducem astfel de oameni care sunt, să fie astfel de surpriză pentru comunitate. Gata, mergem mai departe. Mai avem o, totuși o, o, o memă mică. Asta a venit de da. la bală. Hai, hai. trebuie să vă arătăm chestia asta, să schimbăm un pic ritmul. Dacă vi l-am arătat pe bodyguardul lui Messi, vă arătăm ceva mai tare. <laughs> este funny. Hai, povestește tu ce vedem. Prea, că e prea N-am ce să povestesc. Este vizual. No comment. No comment. Ok, dar pentru cei care ne ascultă și nu, nu văd ah, imaginea. Ok, sorry, am uitat, am uitat că postăm și audio. Suntem și podcast. Uh, este un cățel, un pare a fi un dog uh, german, nu, un, un... Nu contează, un cățel. Un cățel care pur și simplu a intrat pe teren a furat mingea și acum îl aleargă vreo doi, trei fotbaliști și vreo, vreo doi referi ca să ia mingea și să prindă cățelul. Cât a durat chestia asta? A, vreo două minute. Deci meciul a fost întrerupt pentru că mingea a fost furată de un câine. Da. Care din de două minute a făcut ce a vrut el. nu s-a întâmplat asta? A, în a, s Sinaloa. Sinaloa. În Mexic. În Mexic, da. Tare. A, da. Trebuie să vă știri în format video, pentru că stilul ăsta, paruncați o privire și pe YouTube, măcar la intro. Măcar atât, da, exact. Bun, mergem mai departe, că adică mai avem, avem câteva știri rapide și o să ajungem și la nouătățile din internet și tehnologie, vom vorbi și despre lansări, de tot felul de chestii, nu înainte să vă dăm măcar două știri importante de pe planetă, planeta TikTok am putea să-i spunem, pe, pe planeta aceasta, nu o să vină să credeți, un rus a făcut cea mai rusească chestie posibilă. A, a făcut 22 de ani în închisoare. Bine, de fapt, 21 de ani și 364 de zile. Și la 364 de zi a evadat. <laughs> nu mai Bani. putea să aibă răbdare o zi. Acum, te, te gândești ce fel de urgență a avut. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva acasă, a fost ceva foarte nasol. Pur și simplu n-a mai avut răbdare. Pur și simplu a avut să facă un test. Și ca să înțelegeți un pic știrea asta, omul ăsta care nu are un nume, este un rus. Bine, are un nume. Ca Molion Kalonov, așa. Cam după 22 de ani de închisoare, i-a dat cu înainte să fie eliberat, iar motivul este halucinant. Ca să nu cumva să fie deportat la finalul detenției în Tajikistan. Deci a sunt motivul. unii oameni care preferă să rămână în pușcărie în Rusia decât să se ducă în Tajikistan la muncă forțată. Păi, da, da, nu știi ce înseamnă muncă forțată în Tajikistan? Ai găsit tu cum arată? Colonia în care și-a petrecut ultimii ani era una cu regim semi-deschis, deci era destul de light, așa, iar condamnații puteau să părăsească incinta chiar și pentru trei zile. Așa că a încercat să evadeze pentru a mai primi încă patru ani în unitatea asta. Pentru că pentru o evadare mai prinde patru ani decât să ducă la muncă forțată în Tajikistan. Bă, e un business? E o afacere? Da, dar nu vrei să faci chestia asta. Teoretic nu se mai întâmplă chestiile astea. Problema este că în situația de față, în Tajikistan, se întâmplă chestii de genul ăsta. Sunt niște mine în care pur și simplu îi duc pe, pe, ăsta, pe Deținuți? deținuții, mai ales ruși, și îi uit acolo efectiv. Unde nu există legi decât cele pe care și le fac între ei. A, deci un gulag. Exact. Nu vrea nimeni să ajungă acolo, în minele astea. Uh -huh. Trăiesc acolo, în mine muncesc, sapă, dai seama că omul avea și el un business acolo, acasă, cu arme și cu... A, okay. Droguri și așa, și o treia o ducea bine. În Tajikistan nu prea mai găsești uh, da. umanitate. Da, adevărul că, o dată ce te îndepărtezi așa de, de România spre Est, începe să scadă speranța de viață, de libertate, de multe chestii, dar hai să nu intrăm în prea multe detalii. Uh, pentru asta suntem aici. Mai avem o știre, însă, și trebuie să uh, îi spunem adio, de data asta, și în realitate lui Dumbledore, pentru că a murit actorul Sir Michael Gambon. Actor cunoscut pentru rolul lui Albus Dumbledore în toată seria Harry Potter, a murit la vârsta de 82 de ani din cauza unei pneumonii. Cu o carieră impresionantă și peste 100 de roluri, a și primit titlul de cavaler de la Prințul Charles în 1997, iar Gambon a câștigat numeroase premii pentru toate performanțele sale în teatru și televiziune, însă va fi ținut întotdeauna minte pentru imaginea asta. Yes. Epic. Epic. A fost. Unul dintre cele, cele, cele mai bune personaje din seria Harry Potter, Dumbledore, inclusiv Secrets of Dumbledore, a fost un, un episod bun. L-ai văzut? Eu m-am uitat. Okay. Eu am copil, așa că a trebuit. Ok, ok. De reținut. Și, și acum, nu suntem la WTF World, suntem la WTF Raw. Adică, cum ar zice Andrei Brătucu, o să fac România. Pentru că avem taxă pe ieșirea din țară. Bine, o tentativă de taxă pe ieșirea din țară. Care e faza, Radu? Păi, faza este în felul următor și o să um, ilustrez acum verbal. Uh, în momentul de față, patronatele uh, stațiunilor, hotelurilor și așa mai departe, uh, vor să impună, să ceară statului ca să impună o, stat, o taxă pe cei care, pentru cei care se duc să-și facă vacanța în Grecia. Pentru că, în loc să stai aici în țară, tu te duci în Grecia uh -huh. ca un fraierică și uh -huh. te duci acolo la restaurant unde. Oamenii ăia vin și te întreabă ce mai faci, îți zâmbesc, sunt, e tot ok acolo uh -huh. la restaurant, mâncarea e bună. Uh -huh. În loc să vii aici, la noi, uh -huh. în condițiile astea în care să uită la ură la tine, îți strântește niște prăjituri în farfurie și îți ia 80 de lei pe mâncare. Hai să dăm play la clipul ăsta, pentru că eu am crezut că este, este, o, este o glumă. Dar există cineva, acest Dragoș Răducan, de la Federația Patronatelor din Turismul Românesc, care propune o sumă de un euro pe persoană care iese din țară. El s-a gândit că dacă um, acele instituții care lucrează sub patronatul respectiv nu au bani să dea la patronat, uh -huh. să ia bani de altă parte. Și să ia de la românii care se duc în străinătate ca să facă promovarea României, ca să aducem străini în țară. Cum? Mă doare cerebelu. Da. Deci, acest Dragoș reducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, chiar lucrează la un astfel de proiect și a declarat asta la Digi24, că ar putea fi vorba de o taxă de un euro pentru orice român care își face vacanța în străinătate. În România, citez, nu avem bani să ne promovăm pe destinații externe. Cei care vin, vin întâmplător. Am pornit de la modelul de succes al Turciei, care are buget de promovare de 225 de milioane de euro până în 2028. Oare de la turci? Nu știu. În timp ce România are în acesta buget de 3 milioane de euro. Deci dacă ei nu reușesc să pună mână de la mână, de la Federația Patronatelor, deci. să ia ei câte un euro pe noapte de cazare, uh -huh. să zice ok, cât le luăm la România ăștia acum la mamaia? 150-200 de euro pe noapte? Hai să punem 1% la publicitate. Uh -huh. Da? Să mai aducem așa și alții. Nu mergem să luăm de la ea care s-au dus în altă parte. Și care, cine ar trebui să promoveze? Banii, acei un euro, ar trebui să fie folosiți la promovare sau oamenii care pleacă în altă țară să promoveze România? Păi, nu știu. Că oamenii care pleacă din altă țară și plătesc un euro și ies în țară o să, o să fie atât de frustrați de acel, de, de, de gestul ăsta, de, idee. de, de, ideea asta, încât o să-i spună străinului, bă, nu mergi în România pentru că uite cât de nebun sunt. A, da, exact. Și acum, ne mutăm pe tehnologie, gata. Dacă ați folosit desfășurătorul din descriere, ați depășit faza aia în care ne-am uh, răcorit uh, pe turismul românesc. Uh, hai să vă zicem despre primul smartwatch de la compania care se face că vinde telefoane. <gătos> <gătos> Și numele companiei spune mai mult decât credeai. Cum să-ți pui unei companii nothing? <gătos> Băi, realist? A prins, a, a, prins, a, a prins, a prins. A Prins ideea, n prins cum, produsul. Dacă era cu 10-12 ani, cum îi spuneai? Cum se spune un numele de companii OnePlus? Fondatorul s-a dus Samsung. și a... a, a da. A cu 25 de ani. De Apple. E, de ce exact. se numești compania Apple? Eu știu de ce se numește Apple. Ia yes. zi. Dar ce, nu știi? Nu. E în biografia lui Steve Jobs. N-am citit-o. Acum, nu e toată, toată, toată varianta, dar să mă contrazică cineva la comentarii, că vă zic repede. Apple... Mai ales cu toate liniile alea colorate. N-are nicio legătură cu LGBT așa, nu? Așa. În tinerețea lui, Steve Jobs își petrecea foarte mult timp în aer liber. Mai ales în livezi, de uh -huh. meri. Uh -huh. Deci, numele de Apple i-a venit în timp ce era într-o livadă de meri, unde mergea destul de des. Acum, de ce crezi că se ducea el în livadă? Se ducea la cules? Nu, Steve Jobs era unul dintre consumatorii recunoscuți, mai ales în perioada anilor 70, când era totul pe val, de... LSD? LSD! Așa, așa, așa. Și foarte multe chestii care au apărut și care au rupt gura târgului pe parcursul anilor vin din acel consum de substanțe interzise în perioada aia. Deci, acum, ei aveau o teorie întreagă, aveau șamani, aveau o procedură, ei, ei știau bine ce fac acolo. Deci era matematică acolo. Nu? Acolo era matematic, Da, să zicem. Era ritual. Aveau ritual. Okay. De, ritualul ține loc de procedură. Da. Uh, și se consumau atât de mult încât, aparent, acum, din nou să mă contrazică cineva dacă știe mai bine decât ce, am aflat eu, că în timpul acestor tripuri pe LSD, Steve Jobs a văzut iPhone-ul și a înțeles care e viitorul companiei. Și pe baza tripurilor lui s-a făcut tot planul de business al cele mai valoroase companii de tehnologie din istorie. Dacă aberez, sunt pregătit, da? Deci luați-o ca la, ca la Academia ca să avem cu vremurile bune, e cu o oreche din trei. Singurul ei. care putea să te contrazică pe bună este Steve Jobs. Nu. Sunt oameni care au studiat și care pot confirma. Okay. Asta se știe. Se știe că mergea în livadă de meri, se știe că consumau multe LSD. Acum să legi astea două între ele nu-i chiar așa greu. Că nu cred că să te în casă singur și băga tripuri. LSD-ul crește în pomi? Nevermind. Deviez. Anyway. Am înțeles. Ritual. Ai gata story Așa, ne întoarcem la Nothing, care, în, dacă ați văzut desfășurătorul din descriere, a lansat un smartwatch. Nu o să vă vine să credeți, costă 69 de dolari. Eu, în locul lor, aș mai adăuga și 42 de cenți, 420 de cenți, practic mm. le-aș face un pic mai scump. Mm. Uh, 69 de dolari pentru un smartwatch care ar trebui să arate cam așa: uh, o pereche de căști de 49 de dolari și un încărcător la 39 mm. de dolari. Care are 3 usb uri apropo două USB-C și un SB normal. Și este un GAN. Încărcătorul îmi place. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. La 39 de dolari mi se pare un, prez... un deal bun. E vreo 160 de lei. Da. Ok. Iar ceasul, da, este e, e frumușel. E pătrățos, e frumușel, pare, pare foarte old school, ne aduce aminte de un anumit smartwatch din trecut. Sau de primul iPad. <laughs> Sau de iPhone 4. Sau de un buton de pe... Un amplificator sau... Corect. Da. Da. E, e simpatic? Mm -hmm. E simpatic. Are cură de Apple Are. Ok. Deocamdată sunt disponibile doar pe site-ul celor de la Nothing, care are și un telefon. N-am văzut pe nimeni să aibă, tocmai de aceea numele mi se pare potrivit. Dar ne-ar plăcea să le vedem, dacă le găsiți pe aici, prin țară, pe undeva și vreți review-uri cu ele, spuneți-le la comentarii. Radu abia așteaptă să mai fac un clip de mare succes. Da, de pe Timu. <laughs> Exact. Hai să mergem repede la uh, Facebook, uh, care nu o să vină să credeți, uh, mai face și tehnologie. Apropo, nu zile, doar bani. Zilele trecute am pierdut câteva ore bune pe Bilibili. Pe Bilibili? Da, am încercat să înțeleg un pic că, că bă, știi că oamenii au viitorul în fața acolo. Unde? Pe, pe, pe Bilibili? Bilibili? Da, acolo vezi și vezi primele trend, trendurile prima dată, înainte să se întâmple. m am luat pe TikTok? Și am văzut ce înainte de TikTok? TikTok? Exact. Deci ăștia de pe Facebook sunt la sfârșit, TikTok-ul sunt în, să zicem așa, mainstream da. și Billy Billy-s avantgarda. Yes. Vrei să-ți spun ce urmează? Da, ce urmează? Bine, sunt anumite chestii care sunt un pic mai cu rating mai sus decât ce permite YouTube-ul. Okay. Dar există... sunt un milion de live-uri de la Coasă ul și... Okay. Mai sunt niște trenduri interesante de oameni care pur și simplu stau la cameră și nu vorbesc și sunt foarte multe. Nu vorbesc, stau, se mișcă, se așa, este pur și simplu observi ce fac ei și încerci și nu-ți răspunde la comentarii. Deci este exact opusul la ce se întâmplă pe TikTok în momentul ăsta. Deci chestia cu NPC-ul este, o să treacă în curând și da, trecem da, la ea e, cu live în care ne uităm la alți oameni care trăiesc în locul nostru. Nu, stau la calculator, sunt unii care fac niște gesturi, sunt niște doamne care dansează, așa, îi spunem, mi se pare, live dancing, live avatar dancing sau ceva de genul, știi? A, tot un NPC. Ceva, tot un NPC, dar nu mai zice nimic, nu mai face gălăgie. <răzări> să intri okay. pe bine, bine. Da, ce pot să zic? Hai să mergem mai departe așa, dar până când ajungești pe Facebook chestia asta... Nu, te rog. Uh, hai să vorbim un pic despre cei de la Facebook care au anunțat uh, că inteligența artificială permite noi formă de conexiune și practic ei încearcă să prindă trendul ăsta, au niște chestii bune în, la ei, însă cum faci să pui să meargă la un loc, să le potrivești și WhatsApp, Messenger, Instagram, dar și Facebook Stories? Uh, și au adăugat, spre exemplu, experiențe noi, cum ar fi restyle și backdrop, care folosesc AI-ul pentru a transforma și personaliza imaginea, adică ce ai arătat și tu ieri la da. prezentarea ta despre Canva. Și avem, bineînțeles, niște avataruri făcute după celebrități, fiecare cu nișa lui de expertiză, mm -hmm. care o să-ți povestesc de diverse lucruri. Nu okay. se doar într-o dai seama. Inclusiv Mr. Beast. Acum și Banii Lățuchii, minte noare. Dar sunt foarte realiști. Yes. Bine, ăștia sunt, ăștia, ăsta, pre, partea de prezentare, tu o să interacționezi cu el prin chat. Prin, uh, prin, text. Uh -huh. Și eventual dacă ai imaginea, o să ai așa un pic care se mișcă, nu stai să vorbești direct. nu cred că este avatarul, cred că sunt înregistrări video cu ei Astea aici. sunt înregistrările video, da. Okay. Dar avatarele nu fac mare lucru, doar, doar fac așa, știi? Ok. I te vezi, scrii cu ea și ea zâmbește și se mișcă. Are sunt câteva înregistrări care sunt date în lup. Ok. Ok. Uh, în plus, Meta-AI, dacă ați auzit de chestia asta, este introdusă ca un nou asistent disponibil pe diverse platforme și dispozitive. Ați, ați prins ideea? Nu în România încă. Nu în România, dar oferă acces în timp real uh, la informații de pe internet, dar și generare de imagini. Și asa, iarăși o chestie importantă. Da, generare și editare de imagini. Poți să aplici filtre doar scriind numele filtrului respectiv, uh, uh -huh. direct, pe, direct în aplicație poți bineînțeles, să bineînțeles să pui background, să scoți background de pe poze, să faci o mulțime de chestii uh -huh. ai și ai AI emoji uh -huh. pentru că, na, trebuie yes și pe lângă asta, Meta mai lansat două chestii care sunt destul de interesante uh -huh. un nou Oculus un nou headset de VR care este motorizat de acel Snapdragon XR2 Okay. de două ori mai multă putere de procesare, care într-adevăr o să fie undeva la 499. Deci e accesibil în primul rând și o să urmeze un update pentru el, o să putem uh, să-l să folosim și cu Meta AI și, bineînțeles, varianta a doua de ochelari uh, uh, de la Ray-Ban. În sfârșit, ochelarii aceia promiși eu, care să-ți permite să te conectezi cu, cu realitate XR, că de aceea și spune acelui uh -huh. procesor uh, XR de realitate mixată, să-i poți folosi teoretic oriunde Practic, nu, nu o să mai vedeți eu, doar oameni pe stradă, iar să zic zombi care se uită în telefoane și, cum zice proful Borțun, nu mai au simț de orientare. Da. Acum o să uită prin ochelari și o să intre în tine și tu o să crezi că chiar te-a văzut. Poți să faci poze, poți să filmezi și poți să dai comanda asta, bineînțeles, să, să, faci live stream și să dai comanda cu comandă vocală și să ai uh, meta AI. Îl întrebi uh -huh. on the go ce vrei tu. Momentan a arătat ce, pentru că demo a fost destul de limitat pur și simplu a vrut să vadă okay. dacă, dacă, poate prinde la oameni. Practic o să ai sistem virtual de la Facebook. Asistent virtual de la Facebook în mișcare, din nou, dacă nu aș fi stresat în legătură cu partea de colectare de date, aș zice că este o, un anunț foarte important. Am ajuns să fim atât de temători că noi vom deveni produsul, deși vom și plăti pentru ecran, pentru ochelari pentru orice fac băieții ăștia, încât chestia asta mă preocupă, dar din punct de vedere hardware e o realizare să pui totul într-o pereche de ochelari care arată ca niște ochelari de soare. Dar din nou, avem aceeași problemă cu GDPR-ul. Dacă tu ai o cameră care filmează și face live pe stradă, hai să zicem, în spațiu public, dacă intri undeva, asta devine o problemă. Așadar, yes. va trebui, o să fie multe disclaimer acolo, Facebook o să încerce să spună ție în, încărcă toată partea de legală, de legaleză, fii foarte atent dacă ți ia astfel de ochelari sau dacă ai de gând să îi folosești fără cei pe care filmezi să știe mare, mare grijă la ce faci. În altă ordine de idei și de știri avem, bineînțeles, imagini noi cu Galaxy S24 care ne arată cumva următorul design. Acum știi cum e cu astea, de obicei sunt adevărate. Teoretic Samsung Galaxy S24 va arăta ca iPhone. Care iPhone? Ultimele, 14. Serios? Da, Gata, au renunțat la. Se dusese pe o chestie separată, așa de design. Se dusese, da. Uh, bine, asta este varianta S24. Nu, 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 nu avem imagini cu S24 Ultra, uh -huh. dar este seria normală care știm că avea deja un ecran plat. Uh, okay. Și în momentul ăsta uh, laterale vor fi foarte plate. Uh, Varianta de bază, cel Galaxy 24, o să aibă un ecran de 6,1 inci care a devenit deja standard în toată industria. Este oricum ecranul pe care furnizează uh -huh. uh, și Samsung și LG pentru toată lumea. E, e, e cu un inch mai mare decât ăla de la iPhone, știi să fie. 0,1. Nu, de fapt, nu, și, și e pe 6. ,1. E 621, nu? Nu e 6,1. Aha. Hmm. Ecranul va fi tot un OLED LTPO, costă 20 de Hz. Și se anunță un procesor Snapdragon 8 Gen 3 cu 12GB de RAM, baterie de 4000, evident și încărcare rapidă, trei camere în varianta de bază. Acum cu toți, evident, sunteți curioși nu de S24 că nu variantele de bază sunt cele mai interesante la producătorii aceștia, ci mai degrabă cum ar arăta o versiune ultra. Uh -huh. O să vedem și chestia asta. Cu siguranță mai avem licuri pentru voi în curând cu S24 Ultra și orice altceva. Deocamdată, din câte m-am uitat eu, spre exemplu, la iPhone-uri, ca să sărim un pic la competiție, Pro-urile și Pro Max-urile, exact cum am prevăzut, hmm? nu sunt disponibile în stoc nicăieri. Se creează iarăși acest, acest ambuteiaj de cerere care pune presiune pe supply și ține prețurile ridicate. Mai avem un telefon interesant lansat chiar zilele trecute, un Xiaomi 13T Pro, care face furori uh, prin, cred că, două elemente, două caracteristici deosebite față de restul lumii. 8, k video recording și 10 bit log video. Wow! Uh, cu lentile Leica. Uh -huh. uh, Ecran 144 de Hz. Au ridicat un pic ștacheta să fie acolo. Folosesc mai nou Mediatek Dimensity 9200. E la care suportă și 5G? Uh, teoretic, okay. da. Are 5G, dar nu știu dacă este aprobată încă să funcționeze exact. pentru Europa. Exact. Uh, 19, minute până, 100 la cu... puțin, 19 minute până la 100% la încărcare. Stai puțin, mai ziua ta. Cât ai zis? 19 minute până la 100% 1.9 1.9 Sub 20 de minute în care îți te încarci telefonul. 120 telefon. de W încărcare. A, ah, ok. Și... Deci cam așa arată încărcarea rapidă zilele astea. Exact. Ah, okay. Asta așa trebuie să arate încărcarea rapidă. Uh -huh. Uh, și bineînțeles că gândește la Samsung care este super fast charging, care este la cât? La 45. 45, maxim. Uh, luminositatea display-ului, nu găsesc specificația, ajunge la 3000 de niți. Dacă este exagerat e, dacă de mult. pe cineva chestia asta. Este exagerat de mult. Fârf, anul, ah, nu, 2600, pic. Tot e foarte mult. E normă Este, este într-adevăr enorm. Eu am observat chestia asta pe parcursul. Ăsta are 2000, dacă nu greșesc. Da, maxim de 2000-1600 standard. Noaptea trebuie să mă duc să-l dau jos. Deci, chestia asta de lumină de aici e aproape complet jos. Și încă este prea bright. Prea, Și încă prea este luminos. luminos. Nu, nu, nu. Acolo foarte, foarte jos, la ultima setare, da, e ok noaptea, ca să nu te deranjeze. Dar el nu știe să coboare singur? Uh, Bă, da, coboară și singur, dar mai are o chestie. Uh, sistemul automat se și calibrează în funcție de cum îți place ție. Deci dacă tu îl forțezi în sus, ține minte, a, ah, deci vrea mai luminos. Aha, okay. asta, e, asta e o chestie faină. Um. Ei, hey, dar dacă tot am vorbit despre iPhone, hai să vorbim de chestie care am auzit că circulă pe internet. Unii utilizatori se plâng că iPhone 15 Pro și 15 Pro Max ar avea o problemă de supraîncălzire. Eu am observat o chestie la asta, așa să dau un pic din casă. Mm. Uh, dar doar un pic, nu, nu zic tot. Um. Bateria nu este extraordinară. Mm. Iar problema pe care am întâlnit-o este... Ia să vedem... Așa... Îi dau un start. Yes, go on. Fii i-am dat un test acum. Da? Nu uităm la el peste două minute. Și... Alternativ. Ok, Radu s-a dus să aducă un termometru. Acum, până când facem noi testul ăsta pe Pro, în care i-a dat procesorului blană-blană, asta nu înseamnă că dacă tu nu vezi că rășnește, el nu rășnește în spate, din potrivă, procesorul acela de ultimă generație lucrează mai mult, cred că, decât va lucra toată viața lui. Cu o singură excepție, dacă nu cumva, faci foarte multă procesare video direct pe telefonul tău. Dar în rest, nu prea ai cum să pui în dificultate procesorul unui telefon. Însă, unii utilizatori uh, s-au plâns că, în, uh, mai ales în partea asta de inițializare, telefonul lor s au încălzit destul de mult. Și, breaking news, pot să vă confirm, da, se încălzește Așa destul e, nu? de tare. Păi dar, și tu. Am simțit că s-a încălzit, dar nu e nimic diferit față de ce am mai văzut. Uh, și am și zis asta în review, că am simțit că s-a încălzit aici. aici este o, o la de tine n-ai observat, poate. La mine am observat faptul că bateria s-a consumat super repede. Okay. Inițializarea mi-a luat jumate din baterie. Okay. Cu tot, cu aplicații, cu conturi, cu chestii, butonat un pic, cât să zic, o oră, jumate, două. Păi să-ți ia jumate din baterie era la 95%. L-am încărcat specific neinițializat ca să okay. nu aibă aplicații în spate, să fie cu fuma, fresh bateria. Ok? Deci, și Apple confirmă că da, s-ar putea ca utilizatorii să observe această încălzire suplimentară. Până acum n-am auzit pe nimeni care să se plângă că s-a dezlipit, că s-a încins, că a luat foc sau alte asemenea. Corect. Uh, însă, da, există o anumită probabilitate ca telefonul să se încălzească mai mult decât de obicei, în primul rând, vă spuneam, în partea de inițializare de la început. Dar mai există încă două scenarii importante. L-am acum și eu la priză. Când îi dau drumul la încărcare pe un încărcător rapid, observ totuși că se încălzește un pic mai tare decât se încălzea 13 pro max meu. Câte grade a ajuns? La câte grade Diferența are? este de 9 grade între centrul telefonului și marginea stângă din partea sus. Și ca partea caldă câte grade are? 41 de grade în momentul ăsta la exterior. Ei, de la 40 de grade în sus degetele noastre percep ca fiind fierbinte. Da. E un motiv pentru care facem duș cu apă de asta... maxim 39 de grade. Ideea este că ce, la concluzia la care vreau să ajung este că uh, nu este neapărat o chestie negativă faptul că se încălzește, ci e posibil ca că căldura să se disipe mai bine. Sau s-ar putea să nu se disipe la fel. Problema este că, dacă ai observat, uh, iPhone-ul uh, Pro, în cazul de față, l-au demontat băieții și pe spate, unde. Ceea ce explică cumva faptul că sticla este un pic mai puțin rezistentă, nu mai are acea folie metalică pe care avea pe uh, exact. capac, o are pe interior. Exact. Aia e problema. Și mai e o chestie. Titanul, pentru că inoxul, oțelul inoxidabil, transferă foarte bine energie prin exact. ramă. De foarte multe ori, dacă, ai, dacă ați pus mâna pe un Pro sau un Pro Max, a simțit că marginea este mai fierbinte. Acum, uite și eu, vezi? Ți-am zis că se va, când îl pun și pe ăsta la încălzit, simt că partea asta de aici începe să se încălzească un pic mai mult, dar rama nu se încălzește uniform. Zona asta de pe ramă, în momentul ăsta, este un pic mai caldă. Uh -huh. Aici unde sunt și butoanele, dar zona de pe dreapta e rece. Da. Deci nu se transferă căldura în toată rama. Ca să știți, spre exemplu, sunt anumite metale care fac acest transfer termic, această punte termică foarte repede. Mai ales oțelul, dar cel mai bine face cupru. Acum nu avem noi cupru pe telefoane, e un metal moale, n-ar fi durabil. Însă și acest titan nu transferă la fel energia și atunci căldura și atunci trebuie să facă, să facă foarte mult prin sticlă pe aici. Uite acum simt că s-a încălzit. Vezi că am dat drumul la încălzit, l-a încărcat și după 4% deja îl simt cald. Ia, câte grade am aici. Da, știi, la același nivel. 40, asta să și fac un, un record rapid. Și tu ești la 40 și ceva de grade. Hai, să Deci, aici cât e? Acolo e 33, 34 și acolo e 41,5. Aia e zona în care se încăzește, practic, telefonul, pentru că acolo este partea de procesare. E normal. Exact. Dacă vreți un clip dedicat, Radu, sigur poate să intre în detalii și să vă uh, break, break uh, the science out of it. Da. Uh, sau cum e? Geek the uh, thing out of it. Geek the thing. Explicația. Nu vreau să, să vă speriați că nu am zis niciodată că este un telefon slab. Azi, doar că s-ar putea să aibă niște minusuri sau poate niște plusuri. Că nu e rău să se răcească mai repede. Sunt unele chestii diferite. Acum ne legăm de chestiile care se mai schimbă pentru mm -hmm. că în realitate se schimbă puține chestii la telefonul acestea mm -hmm. Încă o dată sunt mai asemănătoare decât sunt diferite și ce să vezi noul Pixel 8 Pro în licurile scăpate pe internet Arată, mamă, deci cum e articolul de pe Forbes? Reveal Google's exciting decisions. Uh -huh, uh -huh. Deci, că știți, dar Forbes sunt printre cei mai negativi la adresa Apple, au o râcă cu Apple și totul care e pe Android, tot ce e pe Android este minunat. Da, da, laudă Android-ul și uh, Apple, bineînțeles, este <fie> Mamă, nici nu vreau să citesc titlurile de la iPhone 15 Pro și Pro Max. <fie> dar, totuși, au niște poze scăpate pe internet. Și avem inclusiv niște sneak peek-uri la Google Pixel Watch 2. Uh -huh. Acum asta a fost dată chiar de Google. Însă ce știm despre Pixel 8 și Pixel 8 Pro Radu? Că dacă tot l-am pus pe thumbnail... O să fie drăguț. Ce pot să spun? Are 128 de giga de stocare, varianta minimă, 256 până la 512, baterie de 4600, respectiv 5100 de mAh pe Pixel, 5, 8. pe Pixel 8 Pro și exact. a exista o versiune de 1 tera de stocare. Da. Dar nicio surpriză. Iarăși ne batem în specificații. Încă n-am trecut de faza asta. Acum ne așteptăm niște specificații mai tare un pic pe partea de cameră, pentru că Google întotdeauna a pilotat inovații la capitolul soft de cameră. Omul care a fost în spatele succesului Google Pixel pe partea de cameră nu mai este acolo apropo de vreo 2 ani. Dar, hei, poate că mai vedem ceva inovații, că dacă tot au luat echipa de la HTC, mă aștept să mai creeze chestii. Iezi, cât are laptopul al tău? Ok. Cât are? 47 de grade. Ah, ok. 47? Da. Ți-e cald la degețele? Da, mi-e cald la degețele, uite. Și este, este, era un pic weird. De ce simțeam eu căldura? Mm -hmm. Ok. Drăguț, a? Și da. ziceam că iPhone se încălzește mână. Deci toate device-urile care au parte de asta de procesare și de încărcare, evident creează căldură. Căldura este entropie. Toate device creează căldură, da? Exact. Toate device care procesează, care folosesc energie, creează și căldură pentru că, după cum știm, căldura este un rezultat, un secundar al activității și este un semn de ineficiență. Mare atenție. Acolo unde tu vrei să mergi cu mașina și a face căldură, înseamnă că a transformat energie în căldură, nu o să o transformă în mișcare. De aceea mașinile termice... Ați prins ideea. Important e, până când o să vedem noi produse reci, care să facă chestii extraordinare, mai avem de inventat câte ceva. Deocamdată Apple reușește să ducă telefonul la 41 de grade cu procesoare pe 3 nanometri, ceea ce înseamnă că se face foarte multă procesare acolo la bord, dar gândiți-vă dacă procesorul ăla, în loc de 3 era pe 7 nanometri, cum se întâmplă la multe alte telefoane din piață căldura ar fi putut să crească proporțional pentru aceeași cantitate de date procesate. Da, doar că vezi tu, la 3 nanometri sunt foarte aproape tranzistoria de unul, de celălalt și dacă răcirea nu este făcută corect, atunci e posibil să începă să comunice între ei. Exact. Și Adică să se încălzească prea tare și să se unifice uh, Miniaturizarea vine cu mari bătăi de cap. Aduți aminte ce a pățit Apple cu, uh, când a băgat uh, Core 9 în MacBook Prouri. uri da, un scandal, da, da, a fost scandal, și așa mai departe. Bun, deci v-am vorbit și despre Pixel 8 Pro, dacă vreți să aflați mai multe despre Pixel Watch 2 spre exemplu, o să fie rotund, nu o să vine să credeți, o să vedeți un ceas inteligent, rotund, care o să ruleze Wear OS, o să aibă și o rotiță, mm. un, digital, un fel de digital crown, o rotiță și buton. Uh, și cam atât, deocamdată alte imagini nu au fost făcute publice singura întrebare care mai rămâne, cred eu, în condițiile astea este cât o să coste, după ce am văzut un telefon frumușel, decent de la cei de la Nothing, care au dus prețul sub 100, bine de tot la 69 uh, sunt tare curios dacă zona asta de wearables mai rezistă la prețurile pe care le vedem acum Spotify te lasă în momentul de față să asculti muzica al cuiva ups ce-ai făcut, mă? I-am dat mai tare boxarul lui? m, m, m invitat să intru pe gemul gem ei. Gemul. Pe gemul ei? Da, pe gemul ei. Îmi okay. arată ce, ce piese urmează. Deci poți să te bagi, efectiv, să asculți aceeași muzică cu altcineva de pe de Spotify, 32 da? 32 de oameni pot facă chestia asta în același timp. O să-i dau live. Live session. Lorena și-a creat un grup session. Dar asta îmi dă idei. Deci dacă cineva poate să-și facă un grup și toată lumea să asculte aceeași muzică, asta înseamnă că îți chemi o gașcă de prieteni, yes. faceți același session, vă dați telefoanele pe speaker și nu vă mai trebuie boxe. Mm, asta e tare. Cred că funcționează asta doar dacă o faci uh, uh, pe telefon. că dacă o faci pe speaker, pe mine nu m-a să ascult, era boxa activă. Social listening. E vorba să asculti pe dispozitivul tău, dar da, doar pe dispozitivul tău. Sau să poată controla mai mulți oameni în același dispozit, dar asta pot să Să adauge playlist-uri, să comunice, știi? Hai, Aha. hei, băieți, toți cei 32 de colegi din clasă, vreți să ascultăm piesa asta împreună? Haideți, playlist-ul ăsta. Adăugați și voi. Dar asta mi se pare, dacă reușește să o sincronizeze, pentru că eu am mai văzut tehnologia asta, sunt mai mulți dezvoltatori care încă de pe mai mult de 10 ani uh -huh. găsise soluția ca prin Bluetooth oamenii să poată asculta pe mai multe device-uri sincronizate în același timp, aceeași muzică. Da. Tehnologia este deja implementată, spre exemplu, la cei de la Bose, în SoundTouch, uh, sound în ecosistemul lor. Da. Uh, dar, am, spre exemplu, prin AirPlay, poți face cam același lucru, mm -hmm. însă cu o mică latenție. Există întotdeauna o mică întârziere. Da, uh, -as -o. Am testat asta, spre exemplu, dând AirPlay dintr-un iPhone pe o box Bose, pe unde viale, pe încă o chestie și pe telefon. Și uh, le poți da să cânte toate odată, prin AirPlay. Da nu sunt sincronizate complet și atunci apare o mică disonanță. Ar trebui să meargă cu Spotify. De să testat. vedem. O să testez asta cu Spotify, Gems, Sunt tare curios. Mergem mai departe, pentru că nu o să vine să credeți, era cât pe aci ca Microsoft să vândă una dintre cele mai valoroase chestii pe care le avea în ogradă celor de la Apple. Nu știu că știți că există cineva care ia, foarte care, care ia, foarte mulți bani de la Google și compania se numește Apple. Și atunci... Ăștia de la Apple au zis, ok, le luăm banii la ea, dar acum putea face și mai mulți bani. Dacă să curioși, și banii de la Google ca ăsta, Google să fie motorul de căutare principal de pe telefonul Apple și de pe dispozitivele Apple. Iar chestia asta este în investiga investigarea autorităților de ani de zile. 12 miliarde pe an? Nu se știe cu exactitate, dar se estimează că aceasta este suma pe care Google o plătește la Apple pentru ca motorul de căutare default atunci când cumperi un iPhone să fie Google și aproape nimeni nu-l schimbă. Da, și pentru asta Apple la un moment dat voia să cumpere Bing. Microsoft se gândea să-l vândă în 2020 pentru că efectiv nu mai avea răbdare să muncească la el și să-l facă să fie mai bun. Și a fost o discuție, la momentul respectiv nu s-au înțeles și Bing a rămas la Microsoft și acum, na, uite că are inteligență artificială și este mai deștept. <laughs> Dar e la fel de agresiv. Materialul vine de pe Bloomberg, așadar are, are ceva credibilitate. Se pare că cei de la Microsoft s-au întâlnit cu Eddie Q, care este unul dintre șefii de la Apple, pentru a discuta această afacere, dar discuțiile au fost doar exploratorii și nu s-a finalizat nimic. Ei, eu i-au spus că am făcut Google motorul de căutare principal de pe dispozitivele noastre pentru că am crezut întotdeauna că este cel mai bun. Right. Da. La fel cum Safari era promovat întotdeauna ca fiind cel mai bun mod, uh, browser din lume, dar nu se, nu, nu se mai spune chisea de câțiva ani. Au renunțat da. și ei să mai zică da, de da, Safari. Da, da, da. Cu toate acestea, puține lume știe că chiar dacă-ți instalezi Edge sau Chrome pe un iPhone, sunt doar o mască, un skin peste Safari. Dezvoltatorii nu pot să-și instaleze propriile lor browsere pe iOS. E imposibil. Este de bună? pe bune. Verifică chestia asta. În spate merg pe același SDK uh, și o să vezi că sunt uh, foarte similare funcțiile din spate pentru că este efectiv sandboxat. Este într-o cutie închisă și nu poate ieși. Asta, din nou, uh, Apple insistă că face chestia asta pentru securitatea utilizatorilor, ceea ce au reușit și, să și facă până la un punct. Uh, Safari este într-un sandbox da. și de aceea nu prea poți să infectezi un iPhone pentru că chiar dacă omul intră pe prostii nu este din Safari chestia aia. Și ca să accesezi anumite chestii uh, private din, uh, din telefon, ne-a ne spus, pe exemplu, Jay pe scenă la Curiosity Summit că asta are Apple în plus. De fiecare dată când vrei să accesezi keychain, partea de parole, trebuie să-ți adaugi credențiale sau autentificare biometrică, deci să bagi parola sau să dea da. cu degetul. Și chestia asta este o, o simplă barieră de intrare pentru cei care ar vrea să hackerească sistemul de operare. Da, Nu, nu pot face automat în spate, în background-ul, nici ai telefonul în buzunar. Dar nu pentru asta uh, nu a cumpărat până la urmă Apple Bing, ci pentru că banii de la Google sunt mult mai buni. Adică, serios, de ce să te stresezi dacă îți dă Google atâția bani? Exact. Și asta arată că cu toții putem fi anesteziați uh, cu niște bani. De un salariu, de un abonament, de niște chestii de genul ăsta. Ah, dacă ești pe internet astăzi-mâine. Poate o iei mai ușor un pic cu rulatul de video. Nu știu, zic și eu. De ce? Există iarăși niște probleme cu un zero-day uh, uh, vulnerability care se întâmplă, bineînțeles, pe uh, Chrome și okay. pe Firefox, dacă nu mă înșel. Da. Uh, afectează și Ubuntu, afectează și Mac, afectează uh, afecte, Macbook, afectează și Windows, mai ales. Ok. Și nu se știe încă ce face? Pur și simplu deschidem în, prim, în, în primul fază niște porturi în partea din, în, în spate. Uh -huh. Dar nu se știe dacă porturile respective sunt targetate sau nu de altcineva. Îi încearcă să rezolve cât mai repede, dar asta este recent, asta este de, de azi dimineață. Pentru că pe urmă, și sistemele de operare și browserele sunt niște chestii care au fost construite acum 10, 20 de ani, okay. care mai au în spate o grămadă de rămășițe de cod care n au fost și găurele care nu au fost astopate. Uh -huh. Și asta se întâmplă. Vulnerabilitatea se numește CVE-2023-52-17, este similară cu uh, 4863 de acum 17 Going zile. Going all technical. Going all technical, da. Și este vorba despre formatul VP8 pentru video, care este, uh, este un niște cod dintr-o librărie pentru procesarea uh, fișierilor media, uh, adică aceste clipuri în formatul VP8. Cine lucrează în VP8? Uh, nu mai lucrează în VP8, lucrează în VP9, Google. Ok, YouTube, Dar mai avem Skype, Adobe, VLC da. și Android. Exact. Ok, deci faceți-vă update-ul ca de obicei. Ia, uite. Iar am uitat. Ce? Să-mi fac update la la Chrome, Radu. E, nu mai zis tu okay. că să nu mai las așa? Ești ok. Ești ok. Momentan aici ce să faci că n a venit update-ul pentru rezolvarea acestui bug? A, deci există o vulnerabilitate care încă n-a fost rezolvată. Nu. Măcar au recunoscut că există. Hai, mergem la segmentul la mare? Hai. Unul dintre segmentele care nu existau acum un an în, în Curiosity, dar acum a devenit o secțiune în sine, AI, Future Tech, dar și VR. Și avem uh, anunțuri importante și de la cei care au dat drumul valului a, la sfârșit anului trecut și care au crescut uh, Cabrajii, cum ar spune Cristian Nețiu cum ne-a zis la summit, că acum există o explicație că au crescut at atât de mult, s-au băgat foarte mulți bani în ei. Da. Deci nu e doar o idee foarte bună care i-a venit timpul. True. E o idee e ok. În care s-au băgat foarte mulți bani, și atunci, da, a devenit lider de piață. CGPT vine cu niște versiuni suplimentare, niște opțiuni suplimentare pentru utilizatorii plătitori. Eu nu mai am CGPT Plus, pentru că Barda a devenit suficient cel puțin la fel de bun, dar pentru cei care plătesc au acces la niște chestii în plus. Și hai să vorbim un pic care sunt acele chestii care au apărut noi în ultimul update de CGPT. Utilizatorii pot să avea conversații audio cu uh -huh. chatbotul, care seamănă mai mult cu Siri și Amazon Alexa. Poți să-ți faci să-l pui să-ți spună povești de noapte, poți să-ți răspundă la debate-uri la masa de la bucătărie, în cazul în care ești în discuție cu cineva și el ascultă, îl pui să asculte, discuți cu cineva și îl pui să. până la urmă, care este adevărul? Mamă, ce cum ar fi chestia asta la o ce românească? Încă nu funcționează chestia asta. Deci ai pe de unul la masă care te poate verifica dacă aberezi? Da, să spună... Asta strică uh, toată berea. Uh, exact. Exact. Unchiule, las-o las așa, că eu știu că cu 25 de ani de fapt n-ai făcut aia. Uh, poți să adaugi mai multe interfațe, uh, mai multe imagini interfeței, și să folosești uh, un alta de drawing ca să uh, faci highlight pe anumite zone, okay. să le pui în, uh, în highlight. Ce, ce highlight în română? Uh, să scoate în evidență. Așa, să scoți în evidență anumite elemente din imaginea respectivă. Uh, și bineînțeles să i pui întrebări de ce nu îți pornește uh, cuptorul cu microunde. Uh -huh. Acum, uh, sunt multe chestii noi care au apărut. Tot un anunț de ieri, într-o altă știre, vorbește despre faptul că cei de la OpenAI uh, i-au, dat drumul din lesă lui CGPT și nu mai este limitat la corpusul de antrenament de până în 2021. Breaking news, CGPT a 4 poate să brauzeze internetul și să dea rezultate la zi. Deci ce GPT-4 știe cuvaș de evenimentul nostru de ieri, nu? Mă, nu știu, că ha, ar, ar fi interesant, dar mare atenție că proiectul încă nu are, are halucinații. Unul dintre, unul dintre cuvintele care se folosește foarte des când vorbim despre noile inteligențe artificiale este faptul că mai și halucinează. Încep, începe să zică prostii. Toate fac asta. Altul pe LSD. E, da, asta e grav. E mai rău. A băgat prea multe ciuperci. Dar uh, uite, spre exemplu, sunt oameni care vorbesc despre faptul că OpenAI, compania în sine, este uh, under investigation, este investigată pentru data leaks, pentru că în corpul de antrenament există informații care trebuiau să fie protejate, inaccuracy, adică chestii uh, imprecise. Ei îți dau acolo disclaimer. Vezi că da. informația asta să nu fie clară, dar oamenii au ajuns să se bazeze chiar și pe jumătate de adevăr. De parcă n-am știut că chestia asta e valabilă și mai ales pe Facebook sau pe TikTok, dar mi se pare că, spre exemplu, are chestii de privacy violations, adică are date personale pe care le poți accesa dacă știi cum să folosești GPT, poate fi folosit pentru a impersona pe cineva și poate crea inclusiv, cum să zic eu, rău pentru imaginea unor persoane. Sunt oameni da. care au dat în judecată. CGPT, pentru că un jurnalist a făcut o cercetare de 2 lei pe CGPT, a scris un articol despre și era o știre falsă. Și i-a făcut rău și el a zis, da, de am căutat-o pe CGPT. Da, ok, CGPT ți-a spus să te bazezi pe ce citești acolo, este doar o chestie. Ăla, încă o dată, CGPT asta face, pune o literă după literă și ghicește ce ai vrea tu să citești. Nu, nu se verifică singur dacă e factual, corect. Minte-mă frumos. Minte-mă frumos, exact. Exact, exact, exact. exact. Anyway, dar uh, toate aceste chestii adăugate pur și simplu în uh, corpul de bază ne demonstrează că orice idee nouă ai avea de AI trebuie te miști repede, dar să și ai bani în spate, pentru că după toate aceste upgrade-uri, uh, cel mai probabil multe, multe, multe startup-uri din ultimele luni o să zică, a, ah, păi și nu mai are nicio rost să ne mai agităm că au făcut-o ăștia. Uh, și acum vine partea nasoală a inteligenței artificiale, care deși nu are uh, emoție, nu are partea de emotivitate și de comunicare la nivel sufletesc cu oamenii, pur și simplu, îi poate păcăli foarte ușor. De exemplu, această domnișoară care se numește Kerin AI, are o mie de boyfriends, încă 15.000 pe lista de așteptare, care plătesc de sigur. Influența de pe Snapchat. O știm, nu? A apărut în mai, în, în mai 2013. Am vorbit despre ea, da. Am vorbit. Mai avem cred că mai sunt câte, câteva mii. Am văzut și pe Bilibili. Câteva. Okay. Sunt foarte puține, pentru că mi se pare că sunt interzise la ei și le scot așa. Ei au voie doar cu anime-urile alea, cu desene animate. Dar, Dar mare atenție, sunt oameni însurați cu animeuri. uri în, da, în Japonia. Da, 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 știu, e o, e o chestie interesantă acolo. Sunt oameni căsătoriți legal cu animeuri. Da. Ok. Problema este că ăștia de la The Hill au scris un articol interesant în care uh, atenționează cumva faptul că aceste, această generație de prietene cu inteligență artificială distrug o generație de oameni. Am auzit ar să distrugă o generație de, de, de oameni, dar sunt foarte mulți bărbați care nu au acces la persoane de sex opus potrivite pentru ei. Da. Oamenii au devenit din ce în ce mai pretențioși, am trecut prin niște perioade complicate, Toți fiecare dintre noi are gusturile aranjate și suntem mult mai puțin dispuși să cedăm, să lăsăm de la noi. Uh -huh. Toți facem chestia asta. Problema e că aceste iubite virtuale se mulează perfect și îți arată ție că există posibilitatea de a trăi cu cineva care să nu te contrazică niciodată. Și nasol. Îți place să fii contrazis? Da. Da. Chiar îmi place să fiu contrazis. Nu îmi place să am dreptate. De ce sunt oameni care au ajuns să se mire de faptul că eu și cu Radu nu gândim la fel. Și că ne mai și contrazicem. La un moment dat mi-a zis cineva, nu am să zic chestia zicem, de ce nu vă luați într-o zi la bătaie? Pentru că am impresia că sunteți tot timpul în conflict. Nu, noi pur și simplu nu gândim întotdeauna la fel aceleași subiecte și mai avem capacitatea și disponibilitatea de a ne contrazice. Da. Mie nu-mi place să am dreptate. Pur și simplu, nu-mi place. Și nu o spun. Nu sunt genul de că să că vezi, am zis eu. Tac. Dar mă supăr, pentru că dacă am gândit o chestie sau am văzut o chestie din experiența mea și am dat-o altcuiva, mă supăr un pic pentru că ți-am zis-o înainte se întâmplă, știi? Ok. Și e, e nervant. De ce nu m ascultat? Dar tac din gură că înțeleg. Mai avem însă o problemă. Și cei de la The Hill faptul că, uite, spre exemplu, acum vreo 60-80 de ani erau mult mai mulți lucrători sociali, la asistență socială, la fiecare, Pentru fiecare persoană în parte. Da. Adică, într-un fel sau altul, ai fi avut acces uh, la mai mulți oameni care să, să te ajute în viață. Numărul acesta s-a prăbușit, nu știu dacă vă dați seama, dar sunt de cel puțin 10 ori mai puțini oameni care să te ajute cu ceva pe parcursul vieții, iar trendul este de descrescător. Suntem din ce în ce mai singuri, dar suntem și din ce în ce mai singuri când vine vorba de a ne descurca, de a ne rezolva problemele. Faptul că în loc să sunăm un doctor ne ducem imediat pe internet. Faptul că dacă avem orice fel de problemă de sănătate, de viață, de școală, de carieră, prima oară căutăm o resursă digitală în loc să sunt de vorbă cu o persoană, ne restrânge nouă foarte mult interacțiune cu ceilalți. Da. Și asta duce la această depresie. Iar prezența acestor aiuri ca iubite agravează singurătatea și pasul următor este să afecteze grav și partea economică. Iar prof. proful Borțu ne-a spus pe scenă la Curiosity Summit fix chestia asta că au ajuns companiile să ceară universităților să nu mai pregătească absolvenți ultranișați. Da. Le-au cerut celor care creează programatori și ingineri să le dea Shakespeare, greacă veche și în alte chestii ca să-i scoată un pic din zeama aia pentru că se ard foarte repede. Yes. Încercați așadar un pic de varietate în viețile voastre și încercați relații mai ales cu oameni. Și în parc mângâiați un cățel, vorbiți cu uh, o fată drăguță sau cu un băiat drăguț și vedeți ce se întâmplă decât să stați în fața unui uh, unui asistent virtual. Recomandarea mea ar fi mult mai drastică de atât. Nu le încercați pentru că pur și simplu nu poți să să-ți aducă ceva, o împlinire ori sufletească, ori mentală exact. suficient de bună. Și um, o fântână e destul de adâncă. Este. Este. Într-un loc, într-o cameră în care nu te contrazice nimeni, întotdeauna vei fi atras să intri. Asta este problema, dar după care o să descoperi singurătatea care este mult mai rea decât deranjul de a vorbi cu cineva. Hai să mergem la o altă știre pe care am atins-o uh, tot la Curiosity Summit, pentru că am vrut să avem în prezentările noastre, cât mai multe informații actualizate și toți speakerii au venit up, chiar up-to-date. Uh -huh. Avem o știre, spre exemplu, de la Microsoft, care nu știu dacă vă dați seama, dar Microsoft angajează un manager de proiect pentru tehnologie nucleară. Compania investește masiv în AI, inclusiv prin uh, uh, acea investiție de 10 miliarde în Open AI, dar consideră că, fără energie nucleară, nu își va putea satisface cerințele ridicate de energie pentru AI. Exact ce am zis și noi pe scenă. Uh, Într-o lume în care inteligența artificială se tot upgradează, se tot dezvoltă, singura limitare este capacitatea de procesare și energia pe care o poate consuma. Dar am discutat asta și în acum aproape un an, poate, în începutul anului, exact. am discutat despre centralele mici nucleare și am avut, cred că, 5 sau 6 ediții consecutive de Curiosity în care a vorbit despre energia nucleară. Planurile celor de la Microsoft includ utilizarea de microreactoare și reactoare modulare mici, adică cele SMR, SMNR, pentru a alimenta centrele de date AI. Așa începe un Skynet. Centre de date Alimentate independent de energie, continuă, uh -huh. ieftină, aproape gratis, și uh, conectate probabil la internet prin satelit. Drăguți! Uh -huh. Foarte drăguț. Deci, uh, Skynet-ul nostru, pardon, uh, Microsoft uh, o să aibă putere continuă și nelimitată și să nu depindă de nimeni, nu? Ca să vă dați seama ce GPT îi costă pe cei de la OpenAI doar ca să funcționeze, 700.000 de dolari pe zi. Acum, Slavă Domnului, scot banii din abonamente. Da. Fără probleme. Dar costurile de servere, în primul rând, vin și de la plăcile alea scumpe. Dar mai ales de la curent. Mai ales de la curent. Cât a fost curentul pentru ecranul la mare de pe scenă? Nu știu. O să aflăm. Nu știu. Dar am avut foarte multe chestii alimentate de panourile fotovoltaice din curte. Nu știu că știi. Bună? Da, da, A fost o problemă cu curentul în hol și a venit Cornel și a dat, a dat el curent. Nu, no, foarte tare. Da, bravo. Avem noi curent aici, avem baterii. Da, da, Ok. Um, cum arată uh, Isus? Cum arată Isus? E neschimbat. Nu s-a schimbat la față. Ok. <laughs> Unei ai. S-a apucat să facă un render după o relicvă catolică, uh -huh. și a făcut un render mai bun decât ce vedem noi în fotografii sau în vitralile de pe biserici al lui Isus. Cam cum ar fi trebuit să arate Isus acum 2023 de ani. Ok. Arată interesant. Trebuie acum... să vedeți poza pentru asta, că. Nu, suntem pe internet. Dar ca să vă dați seama, uh, Isus uh, nu cred că era neapărat alb. S-ar putea să fi fost un pic mai măsliniu așa. Păi toată lumea era măsliniu atunci, pentru că nu prea se spăla. <laughs> da. Acum, totuși, dacă era din Galileea, nu? Sau de unde era? Da, posibil. Da. Anyway, ideea este că inteligența, a fost folosită inteligența artificială pentru a obține această nouă imagine actualizată a felului în care a fi arătat Isus, folosindu-se de Giulgiul Giul din Torino. Okay. De din Am auzit -o, este o religie catolică de -o. care se presupune că a, a stat pe fața lui Isus și prezintă o imagine realistă aceea, a felul în care a fi putut să arate uh, mântuitorul creștinilor. Uh -huh. Fașa asta, acest Giuliu, uh, este o chestie de in uh, care are vreo 4 metri, se pare? Pe care se află o imagine slabă a unui bărbat, pe față și spate, și asta este considerată o relicvă sfântă de către Biserica Catolică. Acum, ea a mai fost investigată de câteva ori, dar reținută sub atât de mult control încât este greu să bagi mâna în foc 100%. Sunt o, o grămadă de teorii, și în jurul ei imaginea este considerată miraculoasă, că cum a rămas imaginea Mântuitorului pe bucata aia de In. Însă, cu tehnologie ai se pare, ce, ce s-a scos de pe el a putut fi randat, iar AI-ul așa și imaginează că ar fi arătat omul care a fost acoperit cu ea. Uh, am o idee cum ar fi putut apărea imaginea respectivă. Mm. Dacă a avut o poză cu expunere lungă și aia a fost uh, pânza. Da. Ok. Ok. Uh -huh. Deci hai. există și un pic de controversă în legătură cu acest Giulgiu, pentru că aparent Giulgiu inițial ar fi dispărut prin 1200, e o poveste întreagă, sunt convins că sunt oameni dintre voi care știți uh, chestia asta, a fost prin proprietatea casei de Savoie, a fost expus în catedrala din Torino, acum este în controlul bisericii catolice. Ce? Dacă v-am vorbit despre cum ar fi putut să arate Isus, hai să vă arătăm un pic cum o să arate Colan 3000. Uh, what is that? Deci, uh, da, Ideea e care este că Coca-Cola a lansat o nouă aromă numită Anul 3000, Year Free Thousand, Why? 3000, Y3000, creată cum crezi, cu ajutorul inteligenței artificiale. Utilizatorii, consumatorii, spun că este dezamăgitoare și neplăcut având un gust inferior colei obișnuite. Cred că asta se întâmplă cu fiecare variantă pe care au lansat-o. Indiferent ce aromă au băgat în ea, că i-au băgat cireșe, că i-au băgat lămâie, că i-au băgat altceva decât zahăr, toată lumea se plânge că... Și știi de ce? Cred că oamenii vor coca înapoi în Coca-Cola. Păi ai uh, coca, mi se pare, încă Coca-Cola. Dar n-ai coca-coca, ai doar uh, elementul ăla ca și la uh, uh, frunzelele verzi, uh -huh. uh, care nu îți dă halucinații. Așa, deci Coca-Cola a lansat versiunea asta care nici nu are zahăr, co-creată cu una ei, cu detalii secrete, că na, și ele ți să fie secretă, dar n-are cum să fie ilegală, asta e problema, că dacă se putea să fie ilegală, nu se mai ducea toată lumea la dealer, se duceau la mega. Și are și o chestie de... Deci de ce vorbim despre chestia asta? Nu știu. Nu beți chestii cu zahăr, faceți-vă un bine. dă la spanac și Don't drink it, gata, mergem mai departe. Au zis-o și utilizatorii că nu e bună la gust. Spotify. Dar dacă vreți voi să o treaba voastră. Spotify, mergem înapoi la Spotify. Ok, da. S-ar putea să folosească inteligența artificială ca să poată să-ți să facă vocea să sune la fel după ce o traduci în alte limbi. Face dubbing, da. dar cu intonația ta și cu timbrul tău vocal. Ok. Which is kind of cool. Dacă yes. puteți folosești chestia asta din limba română să traducă în toate limbile pământului, am face-o. Mm -hmm. Acum, toată povestea asta cu dubbing-ul este o promisiune a mai multor, să zicem așa, companii de tehnologie, inclusiv cei de la Humans, de aici, de la noi, încearcă da. lucrul ăsta. Da. Ne-au arătat și nou un demo. Nu am un produs comercial, îl așteptăm. Adică noi le-am trimis ce aveam noi și ei ne dat înapoi o versiune de dubbing din română în română sau din română în orice altă limbă. Deci tehnologia există în laboratoare. Acum, problema este că noi ne-am jucat un pic cu avatarul alea pe scenă la, la Summit. Eu, noi am creat textele alea pe care le-am pus în gură unuia care arăta exact ca mine și care uh -huh. vorbea punjabi, uh -huh. suedeză, swahili, ce ai mai dat? Mai multe limbi. La, la un moment dat a zis: de unde sta la bicicleta. <laughs> Măcar chestia mi-am dat seama ce e. Dar restul, toate să merg pe încredere că tehnologia nu a zis uh, ceva care să mă. Pentru păi că l-am verificat cu Google. A, La, ce tra ok, l ai cu, cu, ai, ai cu tehnologie. verificat cu tehnologie. Dar eu nu vorbesc nici suedeză, nici swahili și atunci, în momentul în care o să se facă dubbing-ul vocii, s-ar putea să te rezești celebru în altă parte a lumii spun pentru de... motive pe care nu le știi. Exact, spunând o prostie în loc să spui ce ai vrut să spui. Sau poate că oamenilor ălora le și place prostia aia, sau, din întâmplare, zici o prostie care este luată în serios și se dovedește a fi adevărată și oamenii spun că ești geniu. Și tu habar nu ai cum ai ajuns geniu în... Sulavesi. Ah, nu mai poți să repet succesul după aia. Exact, și la sol, că nu mai știi cum. Exact. Dar uh, pregătiți-vă pentru momentul în, în care adevărata valoare a creatorilor deci din România va fi disponibilă pentru toată planeta. Problema este că același lucru se va întâmpla și cu creatorii valoroși din toate celelalte țări. Dintr-o dată, nu vei mai fi limitat doar la ceea ce vezi aici, ci la toată planeta. Așa că va trebui, Radu, să facem cumva să facem și mai bun acest Curiosity, că vom intra în competiția globală. O să fim ca pe un Amazon de creatori. Mă adun toate forțele acum. Mă încarc. Alegeți originalul fără avataruri sau cu avataruri. Cum vreți voi. Elon Musk vrea să moară pe Marte. Doar că nu, nu la contactul rachetei. Adică nu în momentul în care aterizează. Ok. El are un vis care îl face puțin diferit față de oamenii de pe Mând, chiar vrea să moară pe moarte. Ok. Deci, de-aia, probabil, a trimis și rachetele, face tot ce e posibil ca să, își, să se poată transporta pe Marte la finalul vieții lui. Mm -hmm. Și este, un, mi se pare, ca idee, să ai un, 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 un final atât de diferit față de restul lumii pentru care să muncești atât de mult, pare așa, pare poetic. Mm -hmm contrar a ceea ce facem în momentul de față. Da, unde a zis chestia asta? Pe benzinga. <laughs> pe bune, hai să verificăm un pic sursa, pentru că, uite, sună interesantă povestea asta. Eu l-am mai auzit pe Elon Musk vorbind despre Marte și mi-a spus că nu are niciun plan, a zis că nu are niciun plan să meargă pe Marte. Pentru că explorarea spațială este hard și foarte mulți dintre cei care se vor duce prima dată oricum vor muri pe Marte sau pe drum spre Marte. Da? Cei care cred că se vor duce pe marte și se vor întoarce de pe marte uh, sunt naivi. Sunt foarte mulți oameni. Acel proiect Mars One asta a încercat, spre exemplu, să convingă mulți oameni să se ducă one way. A zis-o la Joe Rogan. A, a fost iar la Joe Rogan? Yes. Mi-a scăpat acest ultim episod de să mă duc să-l ascult. Benzinga nu e un nu e, uh, site de, de uh, făcut mișto. E un, e puțin diferit față de ce vedem noi de, de news și de chestii de genul ăsta. Ok. Dar uh, el ia informație de undeva. Okay. A apărut uh, și în 2013 de ce, faza asta cu I Want to Die on Mars. Ok. A apărut no. și în Vanity E veche chestia. Ok. Deci a mai, a mai făcut o apariție la Joe Rogan. Uh, Da, așa, așa știu. Oricum, Joe Rogan a avut câțiva invitați foarte bun în ultima perioadă. Da, da, uh, Evident, este și multă caterincă. Apropo de chestia asta, uh, nu știu că ați văzut seria Protect Our Parks de la mm. uh, Joe Rogan. Mm. Deci când vezi Protect Our Parks, e, e făcut așa ca să distragă atenția, de de fapt este caterincă. Sunt numai, numai comedianți. Uh, mulți dintre ei sunt uh, under the influence acolo. Ok. Și ies niște episoade, n 18 plus, adică e, ce ceva. Mamă, sunt ceva. Exact. Deci, au un episodul nou de Protect Our Parks. Și sunt lungi. Am, am vrut să ascult jumate dintr-unul, dar este un ritm trippy e tripi ce se întâmplă acolo. Și asta este mișto la Joe că nu se ia foarte în serios și probabil că și invitații lui încep să-și imagineze chestii. Uh, discuția cu Elon Musk, el a mai avut uh, două rânduri de discuții, dacă nu greșesc, nu? Da. Uh, cu Elon Musk, o să mă să și pe ăsta și vin după aia cu păreri în episodul viitor. Bă, mai ai pus pe gânduri, chiar aveam să ascult ceva interesant. Uneori ai nevoie să asculti pur și simplu ceva ciudat. Da. Păi exact. interesant înseamnă ciudat. Da. Apropo, vreau să spun o chestie Ieri și alaltă, ieri N-am apucat să schid deloc TikTok-ul Și te-a sunat cineva de la TikTok Să te roage, să te întreba dacă ești bolnav? Nu, nu m-a sunat nimeni, nu m-a întrebat nimeni Bine, îl deschisem oricum foarte puțin În ultimele câteva săptămâni Dar uh, mi s-a tăiat atât de tare Încât uh, aseară Pur și simplu am scris un clip de YouTube <laughs> A fost de multă agitație și de Dopamină în timpul zilei și a fost atât de interesant și am văzut atât de oameni în mulți oameni că n-am vrut să stric experiența respectivă. Conștient, am, gândit, am luat o decizie, nu deschid tiktok uh -huh. Pentru că șterge din chestiile alea, din amiterile alea. Ok. Și m-am uitat la uh, Alex Cosma, la Atenție Cazmere. Așa. Cool. Atât. Băi, Alex, ai văzut că a stat toată ziua? Da, a, stat toată, a, a, a plecat toată cu ziua. mine. Foarte Seara. tare. Ultimii am plecat. Foarte tare. Hai să vorbim repede, că v-am mai spus noi aici despre uh, cum a făcut istorie India aterizând uh. lângă polul sud al lunii, dar sonda cu care au ajuns acolo pare să fi fost pierdută definitiv. Ok. Acum ei spun că și-au terminat misiunea, da. nu aveau ei planul să folosească foarte mult, însă problema e că Chandrayaan 3 și roborul său nu mai răspund la apelul de trezire și șansele să mai ia vreodată legătura cu... Uh, cu ele sunt cu scat pe zi ce trece, cel mai probabil nu vor mai fi, putea fi pornite. Au ajuns în zona întunei Catalonii și nu exact. au soare ca să le încarce bateriile. Mai aici. Roboții nu au fost proiectați ca să ajungă acolo, dar mai au o problemă. Ia. Yeah. Temperaturile de la Polul Sud. Tu știi cât de frig poate să fie acolo? Când, e când ai văzut, că n-ai văzut toate Mai frică la Buzău? Mai, mai frig. Imaginează, că voi, fără să, fără să auziți de știrea asta, cât de fric credeți oh că God. poate să fie pe lună? Într-o liberă, minus 334 de grade, fără. Să-ți o să, heightă... eu, să minus 200. Minus 200 de grade este la polul sud. Dar Care este absolut zero? Minus 273,15 radou. 0 chelvin. <laughs> păi da, dar asta e 167. Mi mi-a dat 200 fi greșit eu, minus 3,3,4? Stai, 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 stai. De minus 3,3,4. Minus, minus. Minus 200. Că e diferit. Ăștia n-au... Minus 203,3. Am zis eu minus 200 la ca sol. să vă Deci la polul sud pe lună este minus 200 de grade Celsius. Adică 73,15 Kelvin. Adică rău. Nimic electronic făcut de indieni nu mai poate rezista acolo câte vreme nu este încălzit artificial. Pentru că cred că este deja la faza la care electronii au zis, bă, noi plecăm în vacanță. <laughs> Acum scade, in, inclusiv deci la zero absolut, da. nu mai e nici măcar transfer electric, știi? Da. Da, da. Acum gândește la o chestie, cum ar fi să punem calculatoare cuantice acolo? Pentru că ele s-ar bucura de atâta frig. lor le convine să vii cât mai aproape de zero absolut. Ale cuantice generează așa de multă căldură? Că știu, parcă scos mai reci. Problema ca este că dacă vrei să păstrezi uh, acel asta, quantum exact. state, trebuie să fii cât mai aproape de zero. De, de zero de... absolut. Costul cel mai mare la calculatoarele cuantice este răcirea lor. Păi să le ducă pe fundul oceanului. Păi nu. Să le bage într-un iceberg. Nici asta nu există condiții pe pământ. N care să... avem, se... -avem da. condiții pe pământ. N -ai. N -ai. Deci, am mai învățat ceva și astăzi? Curiosity. 191 minus Pam. 203 grade la polul sud pe lună. Ah, Ferrari. Hai, hai, hai să-i dăm. Hai, asta e, mașina asta te place, Vladus. Că nu ai pus Ferrari pe aici. Nu? Da, dar și îmi place. Roma îmi place la nebunie. Da? Dacă mi-aș mai lua mașină pe benzină, după ce aș câștiga prin absurd o sumă nesimțit de mare de bani, după ce mi-aș face eu toate socotelele, tot, mi-aș lua și un Ferrari Roma care să mă dau. Uh... Da, ca ai avea un milion de dolari, ce ai face cu ei? A, <laughs> nu, cu un milion aș face altceva. Uh, 612 cai putere, uh, motor de 3,9 litri, nu știu. Mai continui cu specificațiile mai. Da, continuă, continuă. Ah, okay, pentru că mai Ferrari zic, Roma nu este făcută să rupă norma pe circuit. Este o mașină da. frumoasă, este un Ferrari frumos, dar este o mașină gândită și pentru stil de viață mai citadin. Adică Ce să zice? iei la plimbare pe munte, pe drumurile frumoase de munte, care okay. se găsesc. Da, exact. e frumos Este. I have to agree și are patru scaune. Alea din spate sunt, într-adevăr, un pic mai înghesuite. O să stai cumva cu genunchi în sus, pentru că, având spațiu de mic la picioare, asta e poziția. Și, bineînțeles, o să fie fan. O să fie fan de condus, mai ales pe drumurile de munte. Mai ales că scoate din 3,9 9 litri, totuși scoate 612 cai, care sună foarte frumos, că despre este vorba. Păi e un V12. V8. E V8? E V8. Ah, pe 8, pe 12, nu te duci la nebunii de superioare. Că nu-i de curse. Mm. Yes. Pretty. Da, ah. da, și este și tehnologizat, are și ecrane, are tot felul de chestii la interior. Da. Hai la următoare. Hai că hai, 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 e hai, 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 interesant asta. Da, în sfârșit, după ani de zile în care au spus că mașinile electrice nu o să aibă niciun viitor. Nu, dar ăștia au făcut ceva mașini electrice. Avem pe aia mică, EU. Păi nu, că au făcut ei doar ca să ne ia ochii, că au făcut ceva, dar trebuie să fii nebun la cap să ții mașina. Scuză-mă, la banii și autonomia pe care păi le dă. La un moment dă... dat era chiar e, rentabilă, adică... A, da, i-au propus și prețul, dar inițial când au o era... din preț. Inițial a venit da. la peste 40.000, era da. 50 la un moment dat, la început. Da. Și la un moment dat a fost undeva la, la 28. Exact, și cu rabla sub 20 coborâse. Exact, era fantastic prețul pentru mașina aia. Honda e, într-adevăr, bijuterie tehnologică, baterie, glumă. Da. Da, la 25, cât avea? 25 de kWh. Dacă mai și un PlayStation în ea... Dar, hei, avem clip pe YouTube cu ea, ne-a plăcut mașinuța, greu de a trăit cu ea, treia încărcată în fiecare zi. Însă, Honda lansează Prolog în 2024 ca al doilea vehicul electric pentru SUA, și o să fie un sub de dimensiuni medii, cu un preț de pornire undeva de la 45.000 de dolari. Deci nu se bat pe segmentul accesibil, vor să rămână acolo, peste zona aia. O să aibă și versiune de 50.000 de mii plus. Dar autonomia e interesantă, că se duc spre 500 de kilometri, undeva la 480, zic, zic ei. Hai să zicem și 350 de kilometri nu ar fi rău. Pentru o mașină complet electrică de genul da. ăsta. Prolog, însă, se bazează, nu o să vină să crezi, pe platforma Ultium de la General Motors. Ah, pe de făcut-o. Da. Anyway, designul e făcut în America, apropo la Los Angeles, unde sunt foarte mulți designeri, inclusiv de la BMW și Mercedes. Foarte mult din designul automobilului se face în Los Angeles, iar Honda a desenat Prologul acolo. La cum arată mașina, ăștia nu mai fumează suficient de mult. Arată destul de banal. Toate mașinile noi arată... Aproape toate mașinile noi... Uite, din spate arată, seamănă cu orice altceva. Range Rover. Un pic. Arată ca... Luat, e, e, e aceeași formă. Cred, cred că nici măcar nu mai... Având înțeles că nu le mai fac, sau le mai fac, oare cu LUT? Habana. Cred că forma o ia de efectiv cum aruncă ciocanul către bucata aia de. Hai da. Uh, interiorul oferă spațiu generos pentru pasageri. De fapt, că despre asta este vorba, că e o mașină gândită pentru familie, uh, cu numeroase opțiuni de depozitare. Problema este că acoperișul ăla care se duce așa un pic pe spate pune probleme pentru pasagerii din spate, care trebuie să fie mici. Oricum, ăia din spate, de obicei, sunt oameni mai mici. O să aibă că și un pic de franc, sunt tare curios. Modelul cu tracțiune integrală um, o să dea doar 288 de cai, Honda nu insistă foarte tare la capitolul ăsta, dar bateria o să aibă 85 de kWh. Ceea ce, din nou, nu e rău, încărcare până la 155 de kW. Sunt tare curios dacă o să aducă și în Europa. Deja au fost anunțat oficial, pozele sunt online, puteți să vă mai uitați și voi după ea. Dacă sunteți fani ai mărcii Honda, vă plac butoanele și senzația de la interior, prolog, cred că poate fi o variantă interesantă, dar abia Aștept să o văd și la noi, pentru că deocamdată este anunțată doar pentru Statele Unite pentru anul viitor. Și vezi că de repede? Au anunțat acum și e disponibil anul viitor? Mașinile astea se pot produce mult mai repede. Bye-bye FIFA! Ce-a pățit? Au fost de lista de către uh, din catalogul uh, de, de pe console și pe PC. De ce? Pentru, pentru că, că este coruptă FIFA in... sau de ce? UEFA, pardon. Acum se numește EAFC. Nu mai este în FIFA în momentul ăsta. Știi că am anunțat săptămâna trecută de lansarea noi noului joc de fotbal de la uh -huh. EA Sports. Dar Electronic Arts între timp a retras întreaga sa FIFA din magazine digitale și de pe console și de pe PC, inclusiv FIFA 23. Exact. Păi dar în, în 2023 Semmic... cum a dispărut pe, se mai găsește dacă mai ai un EA Play. Dacă ai membership-ul EA Play, poți să joci în continuare cu uh -huh. contul respectiv. Dacă nu, nu mai poți să joci de pe Steam sau de pe PlayStation. Deci, dacă vrei să joci fotbal pe așa, trebuie FIFA, să. FIFA! FIFA, doar mai. FIFA. În loc de FIFA, ai acum acest EA Sports FC24, iar. Cei de la Electronic Arts pedalează foarte puternic pe review-uri, astfel încât oamenii să fie transferați de la una la alta. Da, corect. Insistă foarte mult ca oamenii să afle că în loc de FIFA acum există EA Sports FC24. Nu ne-au plătit să vă zicem chestia asta, dar mi se pare că vor avea foarte mult de pierdut. Oricât de corupt ar fi UEFA, FIFA era un, un staple, era un nume din ăsta, era un... Da. da. Nu, nu ziceai că vii să ne jucăm fotbal pe PlayStation? Hai să ne jucăm Hai să ne jucăm FIFA. un EFC. Ce ai zis, Ce? Ai Hai să jucăm FIFA. Da, exact. Hai, băgăm un FIFA. Mm. Și acum avem o știre pentru cei care încă mai joacă Fortnite sau nu. S-ar putea ca în curând să vedeți că încep să apară baguri, că se scumpesc niște chestii, au început să se scumpească oricum, am mai anunțat mm. și noi. Nu, eu văd alte chestii, deși n-au spus-o. Mm. Că da, o probleme, într-adevăr. Deși n-au spus-o, s-ar putea să folosească AI-ul Ai, pentru programarea. Pentru că cei de la Epic Games uh, au anunțat că pun pe liber 870 de oameni. Adică... 16% din workforce-ul Din adică unul din șapte. Lucrează. Păi da, faza e în fermător. De ce se întâmplă treaba asta? Că au făcut un purcoi de bani. No offense. Păi da, dar acționarii vor profita asta. Ah, am uitat, am uitat că există acționari din spatele fiecarei companii. Păi da, nu? Și cum a zis Cristian Nețiu? Hmm. Oamenii intră în business ca să iasă. Exact. Și bagă 100 ca să scoată 1000. Nu, 4 în 4 ani. Să ceva din genul ăsta. Anyway, 4000? <laughs> asta e că nu vorbim de cripto. Exact. De asemenea, cei de la Epic Games vând Bandcamp, Camp, pe care cumpărase recent. Deci nu cred că e doar optimizare aici, cred că este o decizie financiară. Bandcamp. Cui îl vând? Habar Nu știu, l-au vândut deja? Mm, nu cred. De fapt, nici nu, nici, nu cred că o să știm, că rămâne în formatul în care este acum. Da. Dacă nu-l închid Google, mă gândesc că Google o să-l cumpere. Exact. Acum, totuși, Epic are resurse, are cu ce, pentru că engine lor de jocuri, Unreal Engine, este în spatele multor titluri de succes, da? Inclusiv Gears of War, printre alte și așa mai departe. Și jucătorii de Fortnite sunt în foarte mulți gândiți-vă că ei vor deservi, în continuare cu niște sute de oameni, peste 400 de milioane de jucători. Deci există cum să zic, cam câte un angajat Epic Games la câte jumătate de milioane de jucători. 450 de milioane de utilizatori înregistrați din 2018, în 5 ani. Da? Și atunci ei dacă au dat afară sub 1000 cred că ai, nu le, le rămân câteva mii. Deci. O să fie bine. Juma' de miliard, aproape jumătate de miliard de uh, gameri pe care o să-i deservească cu cât vreo 6000 de angajați? Da, o să descurce, că au inteligența artificială. O să le fie greu tu, și lor, podul. dar, hei, miliardele alea da. o, să, o să le pice bine la final. Meritul lor că joacă jocul, este jucat, de ce nu? Ai citit-o? M-am auzit de ea mi-a vorbit despre chestia asta și Florin Cujbă, dar și, da? și Cristi okay. Deci e o carte bună Aici da. la recomandările de cărți să știi că sunt foarte strict Nu vreau să mai pierd timpul citind timp prostii nu, Cartea lui Joe Dispenza este foarte bună Cartea da? se numește Tu ești placebo Și prin cartea asta din câte am înțeles, n-am apucat încă să o citesc Dar este foarte bună, el mai are o carte aia cu Supernatural Aia am citit-o Ai citit-o? Da Acum multă vreme, multă, multă vreme ei, ce, spune, ce spune Joe Dispenza este că în toate testele astea în care multe medicamente sunt calificate sau descalificate prin placebo, uh -huh. sunt oameni care iau acel placebo și nu iau medicamentul și totuși se vindecă. Și atunci au ajuns să se întrebe, bă, stai puțin, e totuși medicamentul? Adică, serios, mă, dacă, ești din, dacă tu ești în, cum spune, de control grup... Free your mind and the rest will follow, nu? Aproximativ. de -aia insistă și Florin Cușbă, așa, vorbit aici și în IGDLCC, dar și în clipul uh, pe, din secțiunea de membri, despre faptul că el când antrenează mușchi, nu antrenează mușchi, antrenează sistemul nervos central. Da. Deci când auzi un antrenor care zice, eu nu lucrez cu mușchi, eu lucrez cu, creierul. Cu creierul. creierul. Și pe aia îți are dreptate, pentru că ce sunt mușchi până la urmă? Dacă te duci la o mașină și vrei să faci mașina aia mai bună, ce faci? Te duci și... Da. Trebuie să lucrezi la ce poate creier. funcționa. Da, îi faci stage 1, 2, Exact. la creier. Întâi. Și o mașină nu merge mai repede doar pentru că îi faci upgrade la piesă, Te să o conducă cineva. True. Mintea este așadar incredibil de importantă și pe măsură ce avem mai mult timp să ne explorăm mintea și așa mai departe, am putea să descoperim că poate să facă chestii incredibile. Așa că da, vă încurajez să citiți cartea asta pe care am de gând și eu să o citesc. Eu am reușit să termin săptămâna asta printre picături, dacă îți să crezi, am reușit să termin cartea a șasea din saga Expeditionary Force de Craig Ellenson cu Skippy de Magnificent. E foarte bună coinare. Într-un fel, nu te invidiez că ai drumuri mai lungi de făcut, că ajungi și la o oră în mașină, dar te invidiez că reușești să dar am ritualuri, Să nu prea mai ascult muzică. Și admir faptul că îți ocupi timpul ăsta cu n-am timp, 5 minute șapte minute. Ok, bag două melodii. Dacă mă aude cineva și vrea să fac o chestie tare, nu știu dacă există clienți de așa ceva, dar poate că veniți voi la comentarii și confirmați. Mm. Suntem foarte mulți care dimineața în mașină, ai vrea să auzi o știre, să auzi ce s-a mai întâmplat. Singurele surse pe care le-am găsit la zi sunt uh, podcastul de știri de la BBC. Da. Și au cei de la NPR, o chestie de 5 minute la fiecare oră da, fixă. o știu. NPR News Now. Da. E din Australia, nu? Nu nu, din state. Anistate? Din state? Din state, da. NPR News Now. Ei, și astea sunt chestii pe care le ascult, așa pentru World News, după care te să. Da, să te printre radiourile de la București. Uh -huh. Bă, cum ar fi ca cineva peste noapte să stea să strângă știrile cele mai importante și să-ți înregistreze un podcast audio pe care la șapte dimineața să-l găsești uh, pe telefon, în mașină și să-l asculti la navetă. Nu, cred că. Uh, uh, da. Da, dar o să ajungem să avem o voce foarte bine structurată pe inteligența artificială, în așa fel încât o să poți să-i dai tu sursele pe care vrei să-ți le dicteze, să-ți le nareze și o va face destul de bine. E și varianta asta, în care să ai neapărat un om care să facă selecția pe tine. Deși chestia aia cu curatorial content contează foarte mult. Exact. Trebuie să fie selectat exact. de cineva. Exact. Bun. La, deci, la, la capitolul cărții v-am spus, la partea de audio, vă încurajez să ascultați în continuare podcasturi, inclusiv Curiosity este podcast audio, A, dar și IGDLCC. Iar legea de oare... ce? apropo, oare... ce băgăm săptămâna asta? NPR News Now este pe orice platformă posibilă de audio. Păi da. Sunt, am trecut pe 20 de platforme de podcasting. Dar da, hai să zicem, oamenilor, Deci, ce avem la IGDLCC, că am tras mai multe în avans. Mă, Sebastian, Sebastian, Sebastian văd, da. Deci, dacă nu ați văzut. Episodul săptămâna trecută și din nou, unul dintre cele mai bune episoade, asta la cu cele mai puține vizualizări, ți-am mai zis? Da. Ei, cel pe care l-am făcut cu Gabriel Petra de la UPB este foarte valoros, indiferent dacă ești student sau nu. Te încurajez să vezi podcastul de săptămâna trecută, dar membrii uh, au găsit deja uh, podcastul cu Sebastian Văduva. Iar Sebastian uh, Văduva... Stai, stai, stai. Membrii au găsit deja... Așa. Acum pot să continue. În momentul ăsta am dat publish pentru membrii la Sebastian Văduva. Hey, că... Sebastian Văduva este... Pe mine m-a dat pe spate. Și știi cum l-am descoperit? Mm. Prin Timi. Serios? <laughs> da. Mi-a zis, Timi zice, hei, uite, trebuie să-l cunoști pe Sebastian. Bine, ok. Asta de vorbă un pic cu Sebastian și am zis, auzi, discuția asta se prelungește. Mm. Nu mai mm -hmm. bine mm studio. Zice, mm -hmm. a, păi să la săptămâna viitoare. Perfect, hai. Gata, ne-am pus aici la masă și a ieșit un podcast de doar o oră și jumătate aproape, din păcate. pentru că nu s-a așteptat și el că vom sta atât de mult la discuții, pentru că și-a pus o întâlnire după. A crezut că e un fel de interviu. Trebuie să le spui de acum oamenilor pe care îi chemi, mai ales pe cei pe care îi chemi prima dată, că să, să descoperi de fiecare dată oameni faini. Le spui, te rog, moțiați trei ore din momentul în care ești exact. la mine. În continuare facem chestia asta și încercăm să aducem în fața voastră oameni de care n-ați auzit. Take a leap of faith. Luați și vedeți clipuri cu oameni pe care, de care n-ați auzit. Pentru că dacă mergeam pe rețeta clasică cu vedete și cu oameni cunoscuți, făceam ce face toată lumea. Adevăratul challenge pentru noi este să găsim oamenii de care încă n-ați auzit care au chestii valoroase de spus. Și așa reușim noi să fim cât putem noi de originali. Că de fapt despre asta este vorba atunci când faci content. Dar cu asta ne apropiem de final. Yes. Ce pot să zic? A fost tare. Iar la partea de cripto, mi-aș plăcut să vă pot arăta, dar uh, l-am da. pe Lucian Mincu pentru prima oară pe o scenă, cofondatorul Elrond, apoi Multiverse X. Îmi și pare lui... genial cum vorbește și pe scenă, dar și în real life. Are un entuziasm și o energie. Da. Este când îl întreb de o chestie, mai ales în domeniul care se ocupă el, este super height. Mai avea un pic și mi-a arătat de demo de pe uh, care n-a fost lansat pe... Exact. Este de ultimate geek. Da. Este definiția unui geek. Da. I-am spus chestia asta și mie mi-a plăcut foarte mult energia lui. Uh, încă o dată vreau să-i mulțumesc și aici că a avut încredere să urce pe scena unui, unui eveniment pentru prima oară. A avut o prezentare faină, dar mai ales partea de întrebări și răspunsuri. Nu ne-am mai fi putut lungi o grămadă. Um, am avut o grămadă de întrebări din sală și um, a fost foarte fain să avem un om care este cutting edge pe, pe blockchain dar a fost bună, a fost foarte bună a fost foarte bună și prezentarea lui Andrei Brătucu cu care ne revedem luni, live la CriptoVineri și cu asta am la final nici nu știu când am mai lungit și astăzi cât a durat cât am tras o oră 36, puțin condensat, condensat pentru curiosity condensat. e bine indiferent unde vă duceți în momentul ăsta, dacă sunteți într-o călătorie aveți grijă de voi, aveți grijă de, mai ales de ceilalți și nu uitați pe, în fiecare călătorie pe care o faceți o să treceți pe lângă cel puțin un bețiv, un drogat sau amândouă la un loc. Este statistică! A e trist. Sper să treceți pe lângă ei în timp ce stau pe trotuar, nu la volanul unei mașini. Nu, 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 nu. Este statistică. Vei trece pe lângă ei la volan, așa că aveți grijă de voi și feriți-vă de ceilalți că e nevoie zilele acestea. Îi mulțumesc și lui Radu, care a fost stâlp acolo în spate. Practic. Thank you. Partea aia de video a fost hardcore. Am dus echipa de scenotehnică M la limită. Nu vrei să știi tot ce s-a întâmplat acolo? Nu, s -a, nu a fost nimic grav, doar că da. ai fi ajuns să te panichezi mai, de mai multe o singură dată pe scenă, știi? Da. Însă, ce-am reușit noi să facem, mai ales pe partea asta de scenotehnică, nu prea s-a mai încercat la noi. Aproape toți speakerii au avut prezentări video și câțiva dintre ei au avut doar video pe spate, în da. timp ce vorbeau. George a avut uh, numai puțin de o oră și jumătate de video. În câte clipuri diferite? În uh, cele două prezentări, uh, plus uh, partea de video din spatele Q&A-ului la Regenerabile. Deci a avut trei, trei... și la fiecare paragraf se schimba video desigur. Deci în loc de slide-uri, de powerpoint da. cu poze și cu text, ne-am avut clipuri video. Tibi a găsit o soluție foarte bună, mi-a dat prompterul pe care tu îl vedeai acolo, aveai partea de prompter ca să vezi textul, să știi că e acolo, după aceea aveai partea de preview, da. iar preview-ul, eu eram cel care îl controlam și uh, Tibi îi spunea operatorului, vezi că se pregătește, i-aveam un gest, știi, când ridic mâna, mă pregătesc să schimb, știi? Uh -huh. Schimbam prompterul, schimbau și ei clipul să să fie fix la fix. Fix pe fix. Și s-a legat foarte fine. Nu există încă toată tehnologia pentru ce am vrut noi să facem acolo, să poți să dai next, next, next la video, dar cu o echipă în spate și încă o dată vreau să le mulțumesc uh, tuturor celor care au lucrat, dar mai ales echipei de aici de la Cavaleria care a făcut o treabă exemplară. Și abia aștept uh, uh, să ne vedem poate la următorul. Mai multe detalii în curând despre următorul Curiosity Summit. Vă mulțumesc tuturor că ați fost și astăzi alături de noi. Noi mergem într-un weekend. Uh, și luăm video dignă, bine meritată. Aveți grijă de voi, aveți grijă de ceilalți. Și până data viitoare... Să fie numai și bine. să fiți numai bine.